Stimații consilieri, stimată audiență, pentru astăzi, data de 11 august, a fost programată ședința Consiliului Ordinar prin dispoziția primarului numărul 68 din 31 iulie 2020. Avem în ordine de zi șapte întrebări, a șaptea unde cererile o să fie ramificată, conformitate cu cererile. Vă rugăm să vă ridicați, să mă rădați eu. Vă rog, stimați consilieri, propuneți pentru alegeri președintele ședinței de astăzi. Morat. O candidatură avem? Altcineva? Da, altcineva. Domnul Rad. Pentru domnul Marin. Votăm? Unanim, da? Numai și. Dacă ești la rând, dar pur și simplu ești primul. Așa, da, la rând, pot. Da, pot. Vă fac o corect moral. Nu. Bună ziua, stimați consilieri, stimați cetățeni. Deci, părere și ședința de astăzi cu ordine de zi. Începe primul punct cu privire la rezultatele licitațiilor postegare din 7 iulie 2020. Raportor Vecislav Stampin, specialist în probleme de reprezentări sociale al MRI. Punctul numărul 3. Cu privire la împădurirea terenurilor degradate din Comuna Rusești Noi. Raportor Ioan și domnul Vecislav Pantiu. Punctul numărul 4. Cu privire la efectuarea unor modificări ale bugetului comunal. Raportor Vera Zasmincu, contabil șef al primăriei. Punctul numărul 5. Cu privire la reintegrarea în funcție publică. Raportor Natalia Lavrinoc, secretarul Consiliului Local. Punctul numărul 6. Cu privire la raportul directorului interimar al grădinței de copii al Dimința din Bălița, din Comuna Răsești Noi. Raportor, doamna Liliana Manolai, director interimar. Punctul numărul 7. Unanim. Deci, putem ordine de zi, unanim. Da, vă spun atât, bună ziua. Să înseamnă că înainte de a procede de la ordinea de zi, mai am un anunț, o științare. După cum știți, de la fosta trecută ședință, am avut cereri parvenite de la cetăție. Între acest timp, în 3 luni de zile, a fost formată tot de dumneavoastră comisia, Zamșa Constantin, Mierlă Valentina, Coșarcă Mihail, Țapeș Valentin și Ostache Ion. Este vorba de cererea lui Pamfil Terente, Butnarul Victor de la Rusești Viet, Breahnă Gheorghe, Plugarul Feodora, Mămăligă Viorel, Trochin Zenaida. Și eu aș vrea să vă aduc la cunoștință și o hotărât comisia. Comisia, la toate aceste întrebări, au participat 4 membri din 5, au lipsit Ostache Ion. Și să o luăm așa pe rând.
la cererea cetățeanului Pamfil Terentie, unde el cere 4 ori un teren ca să fac să-și staționeze un parc de tractoare acolo, să-și pui agregatele, din trei terenuri, s-au ales terenul până la urmă, s-au delimitat, s-au hotărât terenul din unde tot timpul, dar după cum știți, terenul de 29 de ani și jumate care la Rusești vechi, unde tot timpul la licitație, care era corizat în frigider, a fost scos de mai multe ori la licitație. În spatele lui, comisia a hotărât că să delimităm 4 ori de teren pentru ca el își facă o brigadă mică de... La gura corbului. La gura corbului, când te duci în partea dreaptă la fântână acolo, după terenul care e delimitat de 30 de ori acolo, 4 ori să le mai delimităm să-l scoatem la licitație de vânzare-cumpărare. Asta e hotărârea Pamfil Terentie. Mai departe, la Bucnaru Victor de la Rusești Vechi, el cere că îi se atribuie teren pentru construcția casei. Comisia a ieșit la fața locului și hotărârea comisiei, el a făcut un fundament acolo, ne întrebând pe mine. Comisia a hotărât următoare, că destopat lucrările de construcție fără atribuirea terenului dat cetățeanului Bucnaru Victor. Asta a fost hotărârea comisiei. Mai departe, Breacnă Gheorghe a cerut acces la unde și-a primit el moștenire de la părintele, de la părinții săi și-a primit 30 de ani, 31 de ani și-a primit, și-a făcut moștenire pe averea lui părinților. Cerese de la deal de case, pe sus, acolo, pe la Badei Mutoilic, cum spun, este drum, cere acolo intrare și de la deal. Comisia viitoare de dat număr cadastral, de dat la înregistrare și pe viitor s-a scoate la licitație, așa a binevoit comisia, să-l procure și va fi a ei și a face acces și a face ce a dorit dumneavoastră din terenul dat. Prugarul Filudora, al lui Sergei Prugaru, soție, e în șes unde o mai cumpărat mai înainte de 12 ani. El a venit cu rugămintea, soția a venit cu rugămintea să-i stabilim hotare și dumneavoastră a scos o decizie să-l scoatem terenul de suprafața de 10 ari la vânzare-cumpărare. Comisia a ieșit și a stabilit hotare. Acolo este o scurgere din iaz, postul iaz care e la Măicani și este o râpă formată de apele fluviale care vin de la Rășești Vechi care și e o râpă adâncă. El s-a licitat piște râpă. Comisia a fixat până la râpă terenul și se înseamnă că aducem oficii cadastral, las măsoare și pe viitor de asemenea facem plan geometric și comisia a hotărât să fie scos de asemenea la licitația de vânzare-cumpărare. Mai departe, Mămăligă Viorel. De asemenea, noi am scos, dumneavoastră a scos o decizie să-l scoatem în centru, între oficiul poștal și luminița, adică unde activează țacalidarul Cărlan, între luminițe și poștă, sunt două ori acolo, 100 și ceva, două ori. Comisia a ieșit la fața locului și analizând terenul dat, o socotit de binecuvință că pe configurația terenului, adică nu permite nici tu construcții, dar nici altceva, cum sunt tarabi, butici, e puțin acolo de amplasat. Se înseamnă că decizia cu numărul 01/7.10 din 26 februarie, cu privire la inițierea de lucrările de delimitare a terenului, adică nu se va efectua. Primăria nu mai cheltuie bani pentru a delimita terenul dat, pentru a face plan geometric. Comisia a hotărât că nu e îngust acolo și nu se de frumos. Ce îi pune acolo nu e estetic în centru satului. Dar știu că cea electrică acolo și nu permite. Da, mai departe, am avut o cerere de la Trohin Zinaida, adică să fie delimitat și scos la arendă terenul unde am e piața agricolă, să-l scoatem la arendă. Comisia și la fața locului și s-au stabilit hotarele și s-au propus, adică, delimitarea terenului de avas în jur, de aproximativ de 2 ani,
că să fie perfectate documentele și pe viitor, de asemenea, să fie scos la licitația de arendă. Să înseamnă că din toate cerni care le-am analizat, primăria este în drept să formeze și să delimiteze trei terene. Este vorba de Pamphil Terenti, adică care el l-a solicitat, este vorba de piața agricolă aici, a doilea teren, și de plugarul Feodor. Să înseamnă că până la consiliul următor, noi solicităm... Apoi. Da, și al vrea Clădior, da, al vrea Clădior e de asemenea. Până la consiliul următor, primăria o să fac plan geometric și noi data viitoare îl delimităm, adică trebuie decizia de delimitare, pentru ca pe viitor să putem registra, să trebuiască decizia de delimitare. Asta e și s-a lucrat prin cererile parvenite de la oameni la consiliul trecut. Mai departe, trecem la ordinea de zi, la prima întrebare. Noi am avut pe data de 7 iulie 2020, în primăria comunei, au avut loc două licitații. Una de vânzare-cumpărare și una de arendă. Vânzare-cumpărare am avut terenul care de 0,2950 hectare. Au fost doi participanți, Codreanu Mihail și Chiron Serghei. S-au ajuns cu prețul, s-au ajuns până la 170.000 și câștigător a fost Codreanu Mihail. El trebuie în 20 de zile procesul verbal sfătuit de rezultatele licitației, de desfășurarea licitației, dispunem de procese verbale unei comisii care au desfășurat licitația, semnați reprezentanții de la Consiliul Raional, de la Inspectoratul Fiscal, de asemenea semnați, el în 20 de zile nu a achitat, nu a pus pe contul primăriei suma de bani. Se înseamnă că el... Se înseamnă că... Se anulează tânda... Da, merge la anulare. El a fost câștigătorul, dar dacă nu a pus banii pe cont în timp de 20 de zile, da. Asta e și o dovadă că el se înseamnă că nu a avut să-l procure. S-a ridicat premiul în sumă și nu s-a... Dar cât s-a ridicat? S-a ridicat 170.000. Da, trecută mai mult. Data trecută vă 270. Se înseamnă că pentru a fi mai departe scos la citație, dar asta iar la discreția la disângă, noi trebuie să anulăm rezultatele citații. Asta ce este cu vânzarea, cumpărarea. Vă dăm mai mult, domn președinte. Ai minimum. Poftim? Minimum. Minimul s-a început de la 21.000. Acum, noi am făcut primăria, nu mi-s șerie, când el a fost format cu vreo 2 ani în urmă terenul dat. Dar acum, la Cancelarea de Stat, în cerere raport de evaluare. Noi atunci când am socotit, l-am scos cu 21.000. Adică 30 de ani, cât iese? Vreo 3 ori 7, da? 7, iese vreo 700 de lei alarul iese. Dar acum, de la Cancelarea de Stat, mi-a spus că orice teren care îl scoatem la vânzare, avem nevoie de raport de evaluare a bunului imobil. Primăria a apelat la firmă care se ocupă cu situația de alta, am plătit 1.500 de lei, la Global Imobil, și eu am făcut estimarea terenului. Aici se ia amplasarea lui, intravilan, extravilan, rețelele electrice, apă. Și pot să vă spun că acum ei au estimat și eu profund de amână înainte, dacă am mai scoate noi la licitație, iacă amână mi-a spus și îmi se arată în raport că suma e de 41.000. Ca când prețul de piață a terenului dat e 41.000. Să înseamnă că eu aș propune că, într-adevăr, prețul inițial să ridicăm și noi conform raportului ăsta pe viitor. De care teren? De 29 de ari, care la doar acolo... Și destinația? E agricol. Dar specialiștii din domeniul, când vin, vă spun că ei analizează. Și că acum și el la loc, și lângă șosea, lângă rețelele electrice, apă, el a estimat la ziua de azi 41.000. Deci prețul minim? Prețul de piață, minim de piață, da. Și eu aș propune că... Prețul minim?
Crezi-mi, eu aș propune că, dar m-ați înțeles, să nu fie 21.000, da? Să-i șapă licitația de la 41.000. Să nu fim noi greșiți, să nu avem, că n-am avea comisii, ceva, că n-am fi control, să nu fim puși la răspundere. Să înseamnă că și depindeți de dumneavoastră. Este de luat licitația, da. Și dacă pe viitor doriți, au mai expunem, pe viitor au mai expunem la licitație. Cumpărătorul îți vii să-mi joc de punctiere și n-ați vrei... Noi publicăm în monitorul oficial și ori cetățean al Republicii Moldova este în drept de a participa la licitație. Când se depune următoarea cerere? Când se depune următoarea cerere? Dar cerere, nu putem să-l punem până și înapare în monitor. În monitor, domnul publică, când va fi licitația desfășurată? Să înseamnă că acum avem nevoie... De el se anulează, amutăt. De anulat, da. Avem nevoie de anulat și dacă sunt grupăriți, le expunem la licitație. Dacă nu... Dar zicest, așa urgent, să fie vândut? Cum s-o cătim cu dumneavoastră puteți? El se vede de 3 ani de țări. Dar eu sunt chemul care ne va face, dar eu nu e vorba de... Poate și fapt de licitație să dacă poate, că chiar odată am sunt 10 ani, dar eu tot așa. Așa e legea, în țară nu chemă în transparent, eu am întrebare. Și acum, dacă formăm comisii pe viitor și punem prețul inițial 41.000, ați fi numai contul 4.100 de lei. La fiecare, acum ați fi 4.100, nu 3.100. Și 600 de lei ați fi taxă. Unde tot rămâne în contul primării. Poftim, doamne, deci dați prima întrebare. O să aștept că nu greșim la... Deci 250 hectare, număr cadastral 55-27-20-53-57 din Cardelanul Comunii Usești Noi. Se anulează licitația pentru arendă terenului proprietate publică a primăriei cu destinație agricolă pe termen de 25 de ani în mărime de 5 hectare, număr cadastral 55-27-20-53-57. Vă rog să votați pentru prima decizie, se anulează rezultatul licitației. Votați-o. Deci, amu și facem, avem expunere. Legem pe a doua. Hai, dați-l punem la licitație. Da, pe viitor. Ca să nu ne mai întoarcem înapoi. Cine pentru și ca pe viitor și pus la licitație. Deci, decizie. Cine este de acord pentru expunerea la licitație terenului agricol în mărime de 0,29-50 hectare. Stați o secundă. Suma. Să votează anularea și a doilea, să scoate la licitație. Și vorbit, nu? Gata și haideți comisia pentru licitație, rămâne tot așa, să punem pe altă.
Tot aceea. Tot aceea. De acord? Modificări, cu modificări. Nu, dar modificările am atât de făcut. Nu știm care acolo. Cinci consilieri, vă rog frumos. Vă spun și eu, patru, trei consilieri avem nevoie. Și sunt trei care rămân. Tot aia asta comisia rămân. Și unde vin s-au fost viceprimari? Doi primărie, trei consilieri și doi reprezentați să iau lui. Rămân tot aia. Și tot aia este rămân, da? Ordine de ordine de ordine. Pe ordine de zi, noi avem o întrebare cu scoaterea repetată la licitație. Și asta cu azi, știi, jumătatea, știu, cine știi, cine a straiat? Nu poți să-i numim de jumătatea anul înainte. Nu, dacă... Dar o preconizăm de amulea, nu se face, domnule. N-ați fi să așa la mamologie, o să fie motivi, oarecare, dar... Dar mai am COVID. Băi, mă. Dacă în cazul ceva mă înlocuiești, eu și-am mai bătrân. Fă procură, fă procură! Ați patinat doar atâta! Ce faci? Aici comisie de trei persoane, atunci am simt așa. Nu, dar ies comisia dacă vă zici spune la următoarea decizie. Da, da, vieze la conferință, se facă o licitație. Suma. Suma de 41.000 de lei. Terenul cu suprafața de 0,29 hectare. Cu comisia care a fost A doua întrebare a fost cu licitația de arendă. Arenda a fost la 5 hectare, care în coada Iazului la Măican, 5 hectare. Primăria dispune de 5 hectare de teren, teren agricol, unde de asemenea a fost pus la licitație, am avut un participant. David Vitali, prețul de expunere a fost 9.000 de lei, decizia de el trebuie pe an să achite 9.000 de lei arendă, prețul de expunere 9.000, s-a pus pasul 50%, 4.000 jumate, s-a ridicat prețul la 13.500, unde dumnealui nu a ridicat mâna și se înseamnă că nu a fost de acord cu suma finală a licitației. Și asta înseamnă că, de asemenea, nu avem câștigător și avem nevoie de decizia dumneavoastră de a fi anulată licitația dată. O persoană. Cel mare, hai, punem la vot. Se anulează licitația pentru arendarea terenului proprietate publică a primăriei cu destinație agricolă, termen de 25 de ani. A doua întrebare, Clodoc, privind la vânzarea cumpărare, da? O șeagă. Da. Este vorba de o cotă valorică procurată de Berbece Andrei. Cota valorică, când întrebăm noi în firmă, este de-a fost la gospodării un beci, partea de dată. Dacă știți, v-ați întâmpinat chestia dată, în partea dreaptă este un beci. Spune subsolul cu numărul 0047, unde comisia cu ani în urmă i-a atribuit teren aferent 2 ani, 200. Dumnealui a venit cu documentele de la de la cadastru, că el într-adevăr în procent i-a cumpărat de la cetățenii care au fost distribuiți cu o valoare cu 100% are, unde vine cu cererea că noi se vindem terenul aferent, adică aia este a doua oară. La cumpărarea terenului aferent, este bordirul de calcul, unde sunt coeficient, sunt tarifurile stabilite de lege, unde suprafața aceasta, conform bordirului de calcul, când înmulțim tot, se primește 246 de lei. Aici sunt niște coeficientul de la terenul aferent, iese
120 lei iese arul la terenul aferent. Și îți primești, că acolo îți primești 40 și ceva de mii, dar aici îți primești 200 de lei. Merit, așa e public, e teren agricol public, dar aici avem formula, așa noi putem jucăm cu prețul. Putem să-l punem cât dorim consilierii și nu 41, dar 60 de mii. Dar la vânzarea terenului aferent, aici avem coeficient și tarife stabile, care conform legii noi nu avem dreptul altfel să... Nu se schimbă nimic. V-am înțeles, pur și simplu, încă o întrebare. Slavic, da, dar noi și vrem, Slavic, să facem, să ajutăm niște oameni care să facă o investiție în sat sau vrem să facem bani? Noi nu socot să ajutăm. Nu, și eu știu, viitorul trebuie să se dezvolte, să dezvolte ceva, să facă o afacere. El e de la Coda Valoric sau din primărie la oferim mai înainte? Eu fost după fostul conducător Mirele Fiodor Nicolae. Și Mirele Fiodor Nicolae a distribuit oamenii. Oamenii au teren, în și constă oamenii care au lucrat la gospodării. Constă din, le-a dat cotă de 1,10 hectare, în jur de 1,10 hectare. Și a doua variantă, le-a dat cotă valorică. În obiecte, în șașe la toți liderii. Plămădeală i-a dat, Plămădeală, Constantin Zamșa, Trochin Serghei. Păi, dar spunea și că nu-i pământul primăriei. Aici stai pământul primăriei. Până nu a fost la primărie. Numai el e ca teren aferent. Dar cineva nu îl poate cumpra. Da. El e delimitat, da. El e delimitat și-i pus 2 ani de pe aici. Puteți fi și un ar, puteți fi și 10 și jumătate de hectare. Cum a stabilit comisia care e de... Bun, bun. Merge. De formarea bunului dat. E clar, acolo, dar cum vrei, nu vrei, procedura care trebuie să o faci. Da, trebuie să avem. Da, cineva nu poate să simpă. Da, cum se dă automat, de la referință, se dă automat la proprietarul care a cumpărat clădirea de la cote valorii. Dacă asta e situația și noi ce am mai avut până acum, nu suntem în drept să stopăm unul, să... El și-a apărat drepturile sale până acum, i-a negociat cu ceilalți coproprietari, s-a cumpărat de la urmă și-a rămas unul. Au fost vreo 6, a rămas unul din pieșa. Deci, nu m-aș plângat decizia. Se aprobă vânzarea cumpărarea tenurilor cu destinația agricolă numai pe strau 55,7,3,6,3,6 Aferentul primului 100,047% din suprafața terenului aferentul pintat obiectului, ceea ce prezintă 0,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 
база бордерової дікалу функціонерства. Потім вагодці. Моя компания принимает комфортно дичить за соштети документы, принимает ручку проприетару, сдущила нотар, шпач контракт и бензарь компарария по терену и дату. Аша, китара суми в архиве компарария и дату компарария. Его спорта и причислила моя компания. Хай комиссия. А він дечизя, я казав, що потерити бензарі терену. Це саме ти приймали. Йо, карі терену. Так, коли ми що виробили. Ну, так, але це хлопця, потихоньку. Вас ми дискутуємо, що саме, що буде мені приймати. Как вещь, не сервису, он поражал, если он сам как было мы есть. А что я черви, да? Вам все говорят. Ну, примар, у меня курьер, он примар, да. Кому я дискутал, я черви, да. Результат, да, ну, нам послататься локо. Йо нам. Ну, да, ясно, делимитати форма керівниста дефостілі комісії до Вальдія. Рішення ким, бандул, шахи, ну, то і на мрак. Ну, кажуть, фаце, ну, поцк, сні, дай, омой. Да, чи ну, поцк? Да ти так лежа, ну, пермітін, кажуть, фаце, омой, дірю, сні, дай, сім, ну, шо апарат, ректор, ну, апарат, кода, валоріка, примирія, консильєр, фошти, консильєр, ну, дистрибуїте арест. Ну, сидів, вам, дрепа, ну, сал,
sau stăpân, pe om. De exemplu, părerea mea. Asta e moștenit de la ceilalalt... Da, astea documentele sunt pornite pe teren, sunt pornite de la foștii consilieri. Nu-i de unde limitați. Decizia unor parte cu privire la împădurirea terenului în urmă la sfârșitului Slav. Da, da. A treia întrebare. A treia întrebare, eu am dat o informație, primăria a dat informație de 10 hectare la Consiliul Raional, la Fondul Ecologic, la Serviciul Ecologic, am dat o informație, eu vin cu o cerere de a da terenul, de a fi plantat cu corn, puști cu copaci. Am în primărie au dat 3 conturi, unde este vorba de la unei fosta stână de oi. Fosta stână de oi, că atât imașul și ala. Și din la deal de stână mai sunt vreo 3 hectare. Tot așa au fost odată aguțări. Și pentru silvicultură au nevoie de decizia, informația nu-i de ajuns. Au nevoie de decizia Consiliului că se permisiunea decizii Consiliului, că noi, într-adevăr, le dăm în gestiune, că le aprobăm conturile date și pe viitor îi sădească copaci acolo. De ca care e întrebarea dată, cum sunt întrebarea, deci frarea întrebării date. Explicați, vă rog, ce înseamnă în gestiunea? Se înseamnă că noi acum aprobăm cum sună decizia. Se aprobă suprafața terenului publice degradate și pasibile pentru împădurire, cu suprafața totală de 10 hectare. Cum s-a făcut până amuia? Ei urmă vin cu un contract, silvicultura, înainte de a planta, vin cu un contract la primărie. Așa s-a făcut la CUF de la Andrei Savel și toate, și s-a împădurit. Vin cu un contract, ei iau în gestiune de folosință, că ei se folosească de terenul dat, așa e pus de stat, pe vreo 4-5 ani de zile, ei se des și îngrijesc de copaci de dați. Și când văd s-o prins, s-o ajuns la un nivel, că ei e de 1 metru și ceva acolo, că ei s-o ridicat și au putere de a sprinde, iar vin cu anularea contractului dat și transmite terenul înapoi la primărie. Dar ei cât cresc ei copaci dați, ei răspund, ei folosesc terenul dat și ei răspund plantația care la primul contract este indicat bine. Nu, dar asta e a doilea situație. Dar acum ei vor să vină cu întrebarea dată. Contractul inițial este indicat perioada. Acum nu merge vorba de contract. Noi nu aprobăm, permitem, dar eu vă spun că viitorii vor să vie cum s-a practicat până acum și s-a practicat. Contractul de gestiune se face cu modificarea și că noi le-am modificat la comisie. Am găsit 3 terenuri, dar ieri la comisia de specialitate s-a propus să mai punem încă vreo 5 hectare, adică nu 10, dar 15. Dacă mai fi din păduri, să mai împădurim la Andrei Savierici sus acolo. Dacă sunteți de acord, eu aș mai pun și contra lui și aș spune vreo 15 hectare. În loc de 10, spunem 15. Corect. Că asta nu e un lucru rău, dacă e și foarte bun. Da, este vorba de chica. Și poftim, dacă sunteți de acord, punem 15 hectare, că noi, adică aprobăm suprafețele, suntem de acord pentru a da silviculturii la împădurire. Corect. Nu e nimic strașnic, aici e din faci ceva folositor. Trebuie să punem la acord decizia. Se aprobă suprafața terenului public și de redacte și Da, 5. 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
următoarea decizie, numărul 44, cu privire la efectuarea unor modificări ale bugetului comunal. Raportor, doamna Vera Vestință. Stimați consilieri, vreau să aduc și eu la cunoștință următoarele modificări care este nevoie în primăria comunității. Începem cu amenajare. Economia formată la articolul 22.47, servicii de transport, în sumă de 10.000 și la 22.990, servicii neachiziții la opera de miarte, 3.300 de lei, se îndreaptă după cum urmează. Tot la amenajare, la 318, s-au procurat 3 bucăți de tunie. La articol 314, 1.300 de lei, un șurubător electric. La 337, articol materiale pentru 10.000 de lei, pentru reparația cântării de lângă primărie. Asta e cu amenajare. Mergem mai departe. La Casa de Cultură, din economia formată la articolul 222.500, reparații curente, acest și mic, la 222.990, servicii neatribute altora în act 4, la 339.910, 3.000, alte materiale, la 337, 3.000, din în total sunt 25.000, la care se îndreaptă tot la Casa de Cultură, la articolul 311.120, 10.000, construcții tăvăcei care s-au făcut în Casa de Cultură, și 316.110, 15.000 pentru procurarea mobilă. În total sunt 25.000. La aparatul primăriei, din economia formată la articolul 337, materiale de construcție, 7.000, 281.900, 10.000 alt cheltuieli, 222.990, 30.000, servicii neatribuite la altora lineară. La care mergem, sunt dreaptă, la 336.110, 20.000, la 314.110, 7.000, 20.000 pentru procurarea materialului de uz gospodăriesc, rechiziții și mai avem nevoie, asta e contractul de salvaci pentru primărie tot anul, tot el necesar. La 347.000 pentru procurarea două telefoane mobile, la 316 scaune, 20.000. Apropo, o paranteză, deci aceste 20.000 care au fost disput mare pentru că nu trebuie să un consilier să stai în picioare, se redirecționează la actualizarea proiectului de canalizare, care necesită urgență. Rog să votați acest acel proiect din 2014, să-l actualizăm ca să-l pornim, pentru cu Doamne ajute, tot, poate canalizare 20.000. Aproximativ, nu știm cu precizie. Dar care necesitatea că acum acolo? Este un proiect, noi trebuie să reușim în timp. Noi înțelegem că este proiect, dar care e baza și din luni s-o luat, care e și informația, vezi că trebuie... Am informații dacă este... Trebuie actualizare, dacă ala actualizați mai departe, care e pasul. Deci o jumătate din consilieri n-am venit că nu l-am actualizat la începutul anului, dar o jumătate deci trebuie actualizat. Eu nu spun, deși trebuie. Este un document? Deci este un document și a venit aseară acest document. Asta și întrebare. Un document foarte important. Bun. Noi îl actualizăm acum, peste 5 ani, iar îl actualizăm și tot așa în fiecare perioadă. Când stai și te gândești, trebuie, da, drogă-mi furt ceva. Deci Agenția de Dezvoltare Regională, Centru, anunțul publicat ieri, dragi consilieri. Ia ascultați, băieți. Agenția de Dezvoltare Regională, Centru, anunț, apel competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru finanțe din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Sunt documentate, sunt informate. Că acest proiect, dacă noi ne străduim să-l aducem la nivelul care trebuie și a să deschidem ușile care trebuie insistent, noi putem să ne trezim la anul cu începerea lucrărilor la canalizare. Deci asta, acest document este apărut de ieri. Și noi avem la dispoziție doar 30 de zile ca să reușim. De asta este grav.
Dacă am argumentat, poftim votați. Dacă aveți dubii, mai așteptăm 30 de ani ca analizăm. Nu, doamna Valentina, spunem așa, nu noi avem, dumneavoastră aveți 30 de zile. Noi votăm treaba asta și dumneavoastră al pregătiți și al prezentați acolo și spuneți, băieți, eu am reușit în foarte bine. Votați, nu? Păi dacă noi chiar rămână și vădăm, nu mă știți, doar? Ca să margă lucrul ăsta. Poftim, să știu noi, să știu noi, să știu noi, să știu noi, să care era preconizat pentru scaune, pentru scaune de la acolo, da? Aparatul primăriei. Nu scaune, scaune. Dragi consilieri, dacă vedeți materiale din ședința, să facem la care. Da, acolo să vedem aici. Bun. Și facem, domnul ședinte. Mai am, domnul Mariu. Mai aveți? Hai, zici mai departe. La muzeu, din economia publică, articol 337, materiale de construcție, minus 5.000 de lei se îndreaptă la 22.995.000 de lei, cu procurat lor. Așa, la drum la Țăruș. S-a votat la trecutul. Da, 100 de mii și am 50.000. La care noi este 50 de mii, trebuie să le luăm de la drum. Eu v-am dat o informație acolo cu drumul. Asta, da. Făcut niște clarități, că au fost ele niște neclarități la care nu au fost înțeles până la urmă. Da, nu, le spun tot cum e acolo și a fost, cum am înregistrat contractele, cum s-au fost cheltuielile, tot trebuie că e până la urmă. Cât a fost aprobat, cât a fost plănuit. Cum rămâne cu cererile care a mele, eu le-am scris. Adică nu scris, a să fie bani pentru 4-5 mașini de beton? O nu mai sunt bani. Dar pe cine se întreb, doamna primară? Nu votați? Țineți minte atunci eu am discutat și am făcut aprig, am să zic și eu, spumă la gură, fiindcă am zis, băi băieți, și fiecare m-a convins, nu retrăi, votează pentru că pentru tine să fie o mașină două. Dar, nu, și noi întotdeauna așa am făcut și am mers la întâmpinare, adică, și am, în momentul și s-aude. Domn consilier, este un proiect pornit care noi am venit în fața antreprenorului cu o promisiune că le oferim posibilitatea ca să anticipăm niște cazuri care a să ne doară sufletul pe toți, că acolo e pericol, e pericol de securitate. Și atunci toți, da, sătenii timp de pandemie au contribuit cu cât au putut, atât au putut, atât au donat. Mai departe, noi nu putem satisface necesitățile acestui proiect, adică acestui deviz. Numai noi știm cum l-am simplificat până la limită. Dacă consilierii consideră că securitatea tuturor nouă este necesară ca să lărgim această porțiune de drum, inclusiv podul, care dă Doamne la anul să mai avem un proiect de drum să-l votăm poate în jos, atunci podul nu ne-l face nimeni decât noi. Și este inclus și podul care necesită reparații și lărgire. Dacă dumneavoastră binevoiți să votați această sumă din rezervele care le-am preconizat pentru orice eventualitate, poftim votați. Dacă considerați securitatea la toată Mahalaua din jos e mai presus. Dacă considerați că o porțiune de drum de câteva mașini de beton acolo e mai importantă, votați pentru porțiunea de drum. Deci aveți sau noi am mai avut încă o problemă. Când a fost cu preconizat spre să se repare drumul la Rusești Vechi, spre direcția drumului la Rusești Vechi. Și am zis că începem de la domnul Sergiu Trofim. Ni s-a spus că nu, fiindcă acolo e mai important. Acum, acolo lucrează numai 5 mașini să folosesc de bucățe ca și de drum, dar porțiunea asta care trebuie să folosească, inclusiv și aici de 5 oameni, care sunt acolo cu mașinile Rusești Vechi, se folosește numai acolo, înțelegi? Aici stau și închid corpul. Dacă te spune cu domnul Vecislav, eu știu care e treaba. La ploaie vine tot grodul acolo în șoseaua. Și am un mișa vine, tot de ora, dar lăsă închide ploaia. Pur și simplu vreau să-l sac, să-ți materiezi corect. Trebuie de luat decizii corecte.
Eu am o propunere. Întrebările care le-au apărut acum, lăsați-mi la urmă. Mă luați 3 saluri pe proiect. Sau se discutăm comisia. Sau se discutăm mai urmă. La urmă este întrebări, închidem ordine și trebuie să le discutăm. Dar nu mai are rost de discurs, da. Sunt duște el, corect. Hai, votăm. Mai aveți ceva? La sport. De la 222.990, serviciile atribuitate la RNA de minus 15.000, și tot la sport, la 337.10, sunt țărmă și cu noastră. La sport, la sport, da? Da, da. 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 A, la stadionul Șoala, și mai am un da, stadionul Șoala e rușine, îți faci de 10 ani și nimeni n-au făcut. Mai am un lucru la care s-au cumpărat niște flori, dulciuri, la articol 281.100, aici întreb numai cât să fie ori dispoziție în decizie, la care s-au procurat, dar nu s-a făcut niciun document. Și vreau să iei documentul cu scoți de contest foarte multe ani. Ce sunt numele? 2003. Bun. Deci, stimați consilier, eu am o întrebare, doamna Zasnivă. Da. Sunt subrelevate serviciile atribuite, altor aliniate și alte materiale, alte cheltuieli curente. Cum ziceți ce aveți? Da, eu tot am întrebat. Alte, alte, adică, din așa, care nu care noi facem de rama ei de articolul, așa el ia ca vă duc și... Vorba despre aparatul primării, este vorba despre cheltuieli, alte cheltuieli curente, articolul 228, servicii atribuite altor alineate. Adică nu e clar, mă, că nu e clar. 228-222, dați alineatul. Stimați consilieri, eu propun ca rapoartele acestea care sunt fapt de nivel economic, pentru că aici sunt codificări și lucruri care sunt clare mai mult oamenilor din contabilitate, să fie sub fiecare punct, să fie sub puncte care numere clar. Specificat, da, să dea pe voți consilier. Nu doar categoria din... Este construcții, este sport, este nu știu ce mai este, dar sunt mărunțușuri care nu le pot spune la fiecare denumire. Și acolo se numește altele. Deci, stimați consilieri, țările la efectuarea schimbărilor în bugetul comunal. Putem, dacă suntem de acord, care schimbările s-au pus. Nu avem încă totuși, trebuie să votăm. Așa, asta este. Da. Păi, desigur. Unanim. Banii aceia, 20.000 care erau da, da. Nu la actualizare. Doamna primară, ați înțeles, nu? Da. S-a votat unanim. Ați aveți bani pentru să actualizați proiectul. Să-i dați drumul cu viteză cosmică. Să ajungă acolo pe masa șefilor. Și e prin solicitat de între primii. Asta trebuie să aibă. Dar nu mulțumim nici, doamne. Trebuie un trucat operativ. Dar de Mahalaua de jos trebuie să mulțumească. Dar de ce Mahalaua de jos să mulțumească? Eu v-am specificat niște lucruri. Dar trebuie să fie la locul lor. Atât. Următoarea decizie cu proiect numărul 45. Cu privire la aplicat, reîncadrarea în funcție.
Faci consilier, estimată audiență, care știi, care nu știi, doamna Silvia Cșleanu, îndeplinește că nu ți-a adibat secretară Consiliului Local, dumneiei a fost în concediu cu... La cererea parvenit pe data de 24 iulie, dumneiei vă roagă, de fapt, să o reîncadrăm în funcție. Secretarul Consiliului Local este eliberat, primit doar de Consiliul Local. La care dau citire proiectului. Dai clar, dar până la vot. Da, la vot. Până la vot. Deci, la vot. Da. Consilier, cu privire la reîncadrarea în funcția doamnei Cășleanu Silvia, suntem de acord să votați? De acord. Începând cu 1 septembrie. Poți ia și mai înainte. Venim. Pe care zi? De pandemie. Vă mulțumesc pentru încredere și sperăm să avem o colaborare frumoasă împreună pentru sta. Cu plăcere. Decizia 4-6. Cu privire la raportul directorului grăjitului. Eu mă îndoie. Bună ziua, stimați consilieri și dragi săteni. Deci am fost solicitată să fac un raport în situația dată de pandemie. Atunci pot să fac un raport atât financiar cât și de pregătirea instituției pentru redeschidere. Dacă să luăm din data de 11 martie, deci după hotărârii de guvern și a Comisiei de Situații Excepționale, deci instituția noastră a fost închisă, adică suspendată activitatea, ca și toate celelalte instituții de educație temporii din Republică. Ca să luăm pe articolul de cel mai mare, zicem așa, economii care nu s-au, adică nu s-au, acele articole la care nu s-au plătit banii, de aceea n-au lucrat, a fost alimentația, economii făcute pentru curățirea canalizației și pe lumină. Deci la media care era preconizată pentru alimentația lunară, pe grup tema asta depinde de un număr de copii care vin la grădiniță, dar în jur de 60-65.000. Deci atunci când am lucrat martie, aprilie și iunie, 4 luni, s-au făcut o economie de 235.430 de lei la acest articol. Dacă n-am activat, deci iarăși n-a fost nevoie de curățit acea cazda care ne lua o cheltuială destul de mare din bugetul grădiniței, deci undeva în jur de 100.000. Deci nu pot spune că este o sumă fixă, deci aproximativ. Am estimat ceea ce dacă lucram, ce era să fie și dacă nu. La lumină, deci în jur de 90.000 de lei pe lună, deci tot și ceva copil s-a făcut pe lumină, dar nu acele care trebuiau să fie dacă activam. Dar s-au făcut și această pandemie ne pune să facem alte cheltuieli care chiar nu erau preconizate de începutul anului bugetar. Și pentru a redeschide grădinița trebuie să ne conformăm hotărârii număr 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei Extraordinare Sănătate Publică, care ne vine cu instrucțiuni fixe pentru redeschiderea grădiniței și cu unele puncte așa care trebuie de dotare anume. Și anume, cheltuielile aici mari ne ia procurarea celor termometri inofensive și termometri digitale, cumpărarea unui număr și unui volum mai mare de detergenți decât făceam, erau dezinfectanți în grădiniță pe bază de clor, care le foloseam conform cu regulamentul sanitar, dar acum sunt alte reglementări situate chiar și în această instrucțiune. Eu câteva le-am scos chiar să vă le aduc și rog acei consilieri care sunt Comisia de Specialitate pe Învățământ să-l studiați, că după cum ne cere această instrucțiune, la sfârșit undeva lunii august, eu știu, deci trebuie să ne adunăm iarăși într-un consiliu extraordinar unde dumneavoastră o să hotărâți cum să redeschidem grădinița, câte ore, să zicem, de lucru, cam nu este 10 ori jumătate,
în instrucțiune, dacă o studiați, o să vedeți că sunt date contactele cu copiii 5 sau 7. Deci dumneavoastră să hotărâți copiii, o să stai 5 ore în grădiniță sau o să stai 7 ore în grădiniță. De asemenea, tot Consiliul Local trebuie să iau hotărâri câți, nu câți copii, dar am vedere pe ce bază, pe ce criterii o să fie selectați copiii pentru a-i primi la grădiniță. Prima etapă, cred că toți sunteți la curent, o să fie cu încadrarea copiilor de 5-7 ani. Vreau să vă duc la cunoștință că avem două grupuri pregătitoare, 6-7 ani, 56 de copii și cam 56 de, grupele mari. Deci avem în total la 112 copii. Făcând niște sondaj care mi s-au cerut și din partea direcției de învățământ și din partea Ministerului Educației, deci doritori sunt, dar iarăși înseamnă că dacă sunt doritori mai mulți, trebuie să facem acele criterii, că ambii părinți lucrează, sau nu un părinte lucrează, sau sunt social vulnerabil, sau sunt mulți în familie. Deci criteriile astea trebuie să rămân pe spatele dumneavoastră, să ne hotărâți ca să-i alegem pe acei copii, nu cum să alegi din 100 și ceva, socoteți dacă în grup o să fie maximum 12 copii, 7 grupe, câți copii o să avem în jumătate, trebuie să-i... Dar capacitatea spațiului, pentru o grupă, ca să activeze o grupă de copii, deci în grupă se dă 10-12 copii, să termin. Asta cu restricțiile tehnice. Da. Deci nu mai vine vorba despre delimitarea asta, grupa mică, aici au fost numai grupa mică, aici medie, aici... Nu. Deci toate grupurile și toți educatorii sunt cu acea vârstă și cu acei copii care o să fie, o să vină. Doamne, dar cât era grupa de plină? Cât deci, de aceea eu, cine sunt în comisiile, iată puteți să le luați. Mai este încă privitor la economiile care s-au făcut. Deci noi deja am contractat dezinfectați în sumă undeva de 12-13 mii la procurarea termometrelor, măștilor, toate instrumente necesare pentru a lentilor cu ultraviolet care trebuie să în fiecare grup. Avem un contract de 65 de mii care săptămâna a fost încheiat și săptămâna aceasta deci trebuie să ne livrez toate ce este necesar. Dacă o să observați, acolo este un raport destul de drastic, deci de multe puncte, unde trebuie bifat ce avem și ce nu avem, care o să fie semnat de către doamna primar și de mine și apoi trebuie să meargă la CNSP, adică la Centrul Sănătate Publică de la Chișinău și la ANSA, să vie să verifice, pe urmă să ne dea, să ne permită. Avem un plus față de multe instituții, că avem și acele, adică la noi toate întrebările sunt cu interfonie, adică cineva din exterior nu poate să intre pur și simplu așa. Avem un plus acea ventilare care s-a făcut, avem punct medical, avem asistent medical, deci astea sunt niște puncte tare, mai pot să vedeți că acolo sunt pus ce mai avem câteva, dar cred că reparația care am preconizat-o în grupa mică și în vestiar la centrul de resurse, deci s-a finisat, astăzi dată domnule și noi să iei primire lucrările. Eu sunt diritic, dumneavoastră și toată. O să verificați dacă s-a făcut conform celor contractelor. Mai este un punct care, iarăși zic, toate aceste economii tot acolo se ducă. Dacă la grupă, per grupă, să mă înțelegeți, este preconizat un salariu jumătate, dar până acum normal cum era, acum la grupă, la o grupă de copii, la cei 12 copii să lucrezi două, deci două salariu se ducă. Deci deodată de la 10-55 unități care avem de educator, o să ridici la 14 și după informațiile care avem, aceste unități salariale trebuie să fie acoperite tot din economiile de la alte articole. Deci, nu știu dacă de buget sau nu o să îndexe acoperire, dar trebuie să le avem. Sau deschidem cu, zic, 5 grupe, cu aici 10 educatori care avem să fie zilnic 7 ore, sau deschidem și mai luăm un angajat doi, da. Încă o întrebare care o știți destul de grav pentru permiția noastră, deci este cazangeria. În sfârșit am găsit proiectul, dar este dat la expertizare. Chiar azi am făcut niște sunete la direcția de stat
de gaze, ca să văd dacă a ajuns. Doamna proiectantă m-a asigurat că a trecut expertiza, este la Inspectoratul de Stat, la registrare. Astăzi, în sfârșit, am găsit un număr de telefon și am sunat tocmai acolo și mi-a spus că așa proiect nu l-au văzut. Deci aș rămâne și o rog doamna primar să, la doamna Șentrea să vedeți, fiind iată, iată iarna. Deci iarăși... Ce pot spun, ce am putut face eu personal, eu am mers și la Rotalin și la toți ca să capăt proiectul acesta. Acum, doamna, mă asigur că este la registrare, el nu este la registrare. Pentru a demara achizițiile, că totuși eu, din calculul făcut, să pot că nu o să-i ajungă acele câte devizul de cheltuiești, că sace sunt pentru 405.000, adică ne trebuie pentru ca să facem reutilarea cazangerii, cu automatizare, așa cum trebuie. Deci noi suntem în bugetul de venit, este în stare să suporte acest cheltuieli. Aceste 405.000, ele fost date la licitație? Nu, stați să vă spun. Adică noi vrem să le dăm la licitație, dar deoarece nu avem toată documentația tehnică, cu expertiza organelor sus care stau, noi nu le putem da. Noi le dădem și în ziua de azi. Legea licitația și până în octombrie era și reutilată și tot. Dar din cauza doamnei care nu onorează contractul dumneavoastră, a fost data 6 noiembrie 2019 încheiat și până la 31 decembrie trebuia să-și onoreze sarcini care avea să vii cu expertiză și cu licitare la Inspectoratul de Stat. Deci, iată, să o pies, uitați vă pe tine. Și vă spun, am apelat la oameni cu tot din altă instanță ca să putem căpăta proiectul acesta. Dar i-ați achitat bani, doamne? Da, e bună de consiliul ăla. Acești 99 de mii au fost dat de consiliul ăla. Iată, vin propune, sancționată, doamnă. Doamnă primară, sunt tot în mâine dumneavoastră. Sunteți primara comună, ce este puteți să o faceți ca construiați mâine dumneavoastră. Ca primară comunitatea, e posibil. Astăzi am sunat la intervenie, ea ca am adus cu orice să-i spun ca doamnă, dar este curat să nu pot să fie nici proiectul ăsta în casă. La primul ăsta, care știți cum apare, doamnă? Doamnă, după trebuie să vă dacă e, nu... Prin clasificare așa să apară, doamnă. Dar spun eu, așa nu, sancțiuni este, nu. Pur și simplu stopăm clasificarea la acești noi. Contract scrie. Și doamna s-a pară. Doamna, care statul și-o acționare? Nici nu are și-o acționare. Nu e responsabil. Una, a doilea. Este încheiat contractul doamna care s-a pus cotizare, da? Luați contractul, știți-o. Și vedeți și prevede. Și prevede, și prevede contractul pentru îndeplinirea condiției contractului. Să aplicați clauzele contractului și să vedeți că omul ar schimbi alții. Doamna consilier care discut foarte des cu doamna Șentrea. Eu în ziua când mi s-a transmis, eu până seara a fost la doamna transmis. Eu când am făcut-o. Când am consultat cu dumneavoastră, ați spus că ce sfat și la 2 și la 3 și la 2 și la 2. Eu când doamna Ileana mi l-a dat, eu am spus până seara, eu l-am transmis. Nu, dar nu e nicio puteți la dumneavoastră, chiar că aveți nicio... Eu aici precis, noi avem un contract registrat. Dar eu mai înainte am apelat ca să... Și ați spus că nu știu, nu vine, nu, nici nimeni nu răspunde. Cât a fost? Păi a avut... Am scris o scrisoare pe Raul Ceau. Eu nu sunt. Persoana respectivă, persoană juridică.
Am vorbit cu dumneavoastră și au spus, săptămâna asta, mâine, săptămâna viitoare, poi mâine, la care voi dispărut. Și de atunci am început să ne agităm. Deci tot a fost pus proiectul cu canalizația și cu stații de curare. Într-un cadrul unui consiliu, cine sunt mai veterani ai acestui consiliu, știu că s-au atribuit și unul trec și 8 ani malul Vodnic să fie amplasat aici în stații de curare. Am depus cu doamna primar la fundul ecologic cu o cedere, o solicitare să spun la ce etapă, deoarece acest proiect în 2018 a fost depus acolo. Mi-a venit o scrisoare, o să revidem și nu știu ce. Și iarăși e aceeași problemă care acum cu proiectul canalizare de sal, dacă mergi vorba de canalizare, tot aceeași problemă o să vină și proiectul de canalizare a grădiniții, o să trebuiască să fie, adică reacuantizat, cu deviz nou, deja cu domnul care a făcut acest proiectare, noi am discutat și el spune că pentru a face, deci este posibilitate deja și ca câțiva locatari din apropierea grădiniții să includă la această canalizare, că este benefic, acolo sunt bacterii vii și atunci când nu este, iată, staționare, vedeți, nu prevăzută, deci bacterii de cele oricum să lucreze. Și iată, merge vorba tot spre reactualizare. Dacă să vorbim despre economii, către luna noiembrie, așa arată pandemia asta, poți mai fi ceva, chiar și dacă o să facem, o să reușim cu cazangerie, o să mai fi ceva economii și ar trebui către luna noiembrie, decembrie, să ne asigurăm iarăși cu o reactualizare acestui proiect, ca să-l depunem totuși poate la achiziții, că am discutat cu alți colegi, de exemplu, au făcut așa obiecte mari în două etape. S-au înțeles cu antreprenorul, o parte de bani s-au achitat anul acesta și o parte, și, deci luna noiembrie deja o să arăte ce economii totale avem și să nu începem de an de an, tot o lăsăm și așteptăm fondul, dar fondul nu o să mai fie, asta e deja la sigur. Și dacă ne permiteți, sau nu știu cum, adică să mergem cu reactualizarea aceasta, să vedem și ce le spune la domnii și ei care sunt prin apropiere, să poată să conecteze și ei, să fie un proces, adică, bun la stații de epurare. Știu că atunci mergea vorba și de domnul Sergiu Usu, care cu... Punctul numărul 7 a ordinii de zi. Privire la examinarea cererilor adresate primăriei. Raportul doamna Natalia. Stimați consilieri, eu țin citesc toate cererile, dau citire avizul comisiei de seară care nu fost. După care vedem hotărârea dumneavoastră. Prima cerere să se dezbate după cum au fost registrate, din data înregistrării. Prima cerere o avem de la Poșarcă Viorel. Rog să mi se permită procurarea lotului de pământ adiacent casei care mi-a aparține. Casa este amplasată la intrarea în sat, pe partea stângă a patra casă, asta zic să știu să știu. Terenul care doresc să-l procur se află peste râpă. Suprafața lui să fie în corespundere cu hotarul de terenul care mi-a aparține. Avizul comisiei de asar a fost negativ cu următoarea remarcă sau precizare.
că nu se acceptă, deoarece sunt scurge de azi într-o viață și conform oamenilor nu se nu știu cât de diferit formulat, dacă cineva... Nu poți acolo, dacă... Slavic trebuie să vă vine o apă, așa și e, Miurmi Ioran zic, voi dați-ne pământ în altă parte, că aici, da, aici s-o vă mă trebuie. Și iarăși, dar așa ia comunii, a comunii rămâne. Acolo e lui Pașeu, de la care nu s-a fost și ala lui Coșa, ce prea ta cum ați am făcut. Și acolo este o râpă da, știu care, da. Care disparte partea asta, locul diferit de la șosea da, și da. Dincolo scoate. Am mai ieși care le-a dat 12 ani care de la șosea, le-a lăsat zone de protecție de la râpa aceea. Da. Ei, tăi, și-au mai pus muri și-au mai pus odus de vale ca când din marginea satului, la jos practic. La noi, trebuie să măsurăm cât li se cuvine conformă. Ia de-ați mai dau o sat, ia de-ați mai dea. Am un eu cum înțeleg, domnul, vrea să legalizeze, vrea să facă documente și să cumpere de la primărie tot. Dar eu știu, așa am lămurit comisia sară de specialitate, dar la urma urmei s-a făcut o comisie de la fața locului și de văzut, de verificat, de mai stabilit ceva acolo. Dar eu, e exact aceeași problemă cu... Da, acolo noi ce facem? Noi nu mai legalizăm chestiile date, vine o apă, s-o luat drum și o spălat, spală pe acolo și ați zic, nu și ați zic că mi-a luat casă, mi-a luat clădire, mi-a luat... Păi, mai bine trebuie de săpat, de lăsat scurgeri cum trebuie. Nu așa, dar la domnul Pogar, acolo, ce se întâmplă la noi? Care îmi se întâmplă același lucru? Păi, dar de atâși ne-am dat mai puțin. Domnul de voi, cu ele, poate puțierea. Ce vrei să eu acolo planific să pun baterii solare. Planific spui baterii solare. Da. Și n-a să te pierzi nici pe acum apa. Acolo e, la moment, râpa asta așa numită, are o înălțime de 2 metri și ceva și o adâncime 1,5 metri. Și ca să afectez, eu nu știu ce apă trebuie să vii de 2 metri pe 2, ca să fie afectat anume ceva teren. Da, da, și în sprezeci ani, nu putem niciodată să... Ok, e de ajuns. Ok, dar înțelegeți, eu acolo vreau să fac baterii solare sau grădini. Dacă se afectează acolo, nu se afectează numai la nimic, se afectează pe țară. Se afectează și așa cum mai departe, mai în mare, unde are om casă construit, alte grădini care și în de real, tu ți-ai venit când a fost cap și ala cu Baltu Vaniel David, a dus Lemon cu a iaz la Maican. Eu am tot știu. Era ai născut atunci, nu știu. Pe tata nu trebuie, dar care-i faza cum ai zis, mai împarte s-o vândut locul, de ce? Că nu vrem să nu care 2 metri, dar nu poate să faci, vă protejați voi acolo. Nu trebuie, vine nu ne permite ca să vii apa așa să-și pierde, da? Dar mai am intrare în sat unde stăm și de acolo s-a construit o casă. Și acolo s-a permis. Pe care de păcate așa ne uităm unul la altul și vrei un făcut așa la casă. Nu, eu nu vreau. Trebuie să văzut la spune, dar rima trebuie și voi vă trebuie și să vă știe voi vă trebuie. Eu în fiecare an, eu și o să că ies nu... Să avem securitatea voastră. Eu înțeleg. Grăbește voi cu tehnică acolo, să desfunți, da? Să trai acolo. Cum să te vă rear prin grădinile la mine? Să te vă rear, eu am fost stații solare aici. Unde vând tu aici? Batarii solare și nu spate. Ce fac eu atunci? Localizată în altă parte, nu aveți altă posibilitate? Posibil de pus în altă parte, dar nu-mi permite deja regulamentul la Uniunea noastră. Ca să fie amplasat undeva baterii solare, trebuie să aibă sau în proprietate sau în arendă. Băi, asta e clar, asta vrei să faci, e bun, e... Dar nu, 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 nu, trebuie așa teren mare Nu avem drept. Dacă noi scriem decizia, primim la cancelarea de stat. Și eu să uite. Și nu mă dat drumul la
și s-o uitează și vă și spuneți și dau drumul repede. Și iar ne-o anulează, tu înțelegi? Exact cum s-a făcut data trecută, 4 decizii ne-o anulat. Păi da, dar ea ca de la Baia Carcă, din Pidrâpă până în coace, trebuie au grădini. Acolo e ilegal făcut, înțelegi? E propria răspundere. Fac și-a vrea, dar e numai gardul, înțelegi? De la timp vrei să-i instalezi acolo. Și nu poți să mă văd. Acolo e vieche, scăși vieche cum e o apărat. Păi desigur, da. Dar noi eu nu trebuie să-i protejăm. Păi desigur, dar sunt civilizați, vrei. Sunt restricții, sunt normativi care noi trebuie să-i... Sunt la o chestie. Sunt în general, păi, după asta vreau să vorbesc ca să ne oprim pe urmă la tema asta de aici, de pșes. E exact aceeași problemă. Dar să ajungem la tema. Ca să mă înțelegeți cu ele. Doamna, ieși mai departe. Clubarul și alții care vreau să continui, mi-au spus că nu vreau să nu să fac un părculeț acolo. Nu au prezentat proiect, nu au prezentat nimic. Tot ce așa până și eu da. Eu nu am înțeles, mi-au spus că spui cu ușor acolo, spui că spui pe nouă școlare. Vreau să fac un lucru bun. El a să se bine cu dânsul și pe grădina lui și pe vecin, ca să nu se întâmple nimic rău. Pe nouă le spun pe un fundament. Se ridică de la pământ, taburile se ridică pe sus. Azi vine un tractor și n-a spart să pară. De el, dacă e pământul lui acolo, ești când a venit ca dosul de la drum, ca să vede la tractor și la stăpă. Acum noi cum facem? La cineva e drept, dar la cineva nu e drept. Îi găsim nouă de-o fapt. Care să fim corecți cu toți? Că te spui ca spui acolo pe ușor și îi dă bine, da? Poate e vorba de arendă. Așa s-a spus la adunarea care au fost ultima. Că dacă e arendă, noi de-am nu putem să-i încălză și nimic. Da, el și trebuie să spui minciuni ca să le spui. Poate e vorba de arendă? Poate e un termen de arendă. El își face și are de făcut. Nu e vorba de amplasare. Este vorba de amplasare. Este unii de amplasat, unii permite, unii este un șes, un probabil. E șes acolo. De la bine și a spus acolo. Și ați facă Deoarece terenul dat este situat într-o zonă scurt de apă și de apă. Asta e decizia comisiei. Asta nu e hotărătoare. Asta nu e hotărătoare. Zonă cu risc. Poftim un risc. Zonă cu risc. Dacă de arhitecturul principal de la raion, lasă vă spun eu. Dacă... Păi, dar ea de specialist în domeniul meu, dar și lăsă să vă abăți. Îl pun în comisie. Domnul Ion, țiști. Pot să spun. Da, aveți drept. Da. Asta e zonă din protecția râpii. Râpa poate să mai lărgească pe parcurs. Și ține de, eu tot știu unde e râpa asta, invers trebuie, din făcut lucrări preventive pentru nu a inunda. Dumneavoastră, chiar dacă spuneți acolo, cum s-a spus, că trebuie să construcții tot să faci, nu ai pus doi pari îngropați, dar asta e o construcție și necesită proiecte, într-al doilea rând, în zona respectivă, se interzice. Și atât. Dar dumneavoastră luați să și vreți. Nu vreau să mai întoarcă înapoi. 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 Nu vreau să mai întoarcă înapoi.
Așa, tot ce vine din așa, haideți, spuneți la vot. Situația e clară pentru toți. Și la comisia se eu văd că acolo e foarte simplu pus acolo. Nu se accept, gata. Da? Da. Dar aș vrea să văd care lucrați cu comisia să arăte unde nu se acceptă. Conform toate puncte al legii, fondul ecologic, legea protecției naturii, ce se privede, cu omul să fie motivat și el, nu la general, nu am vorbit cu... Nu se acceptă, dar nu se acceptă, de ce nu se acceptă? Da, e repede, dar e repede, dar trebuie... Înseamnă că este undeva, sunt normative. Aveți? Și să nu dăm omului posibilitate să da, să aibă, să vindic, tot vine venitul aici. Noi nu avem nici dar la momentul ăsta, adevăr, acum trebuie de văzut, e râpă, e loc, unde e... Eu nu știu, acolo merge vorba, aici am trag la... Cât e zona de protecție, prezentent? Cât e și ești? Nu, da, spune doar, eu nu știu, am un comunist, e acolo procesul trebuie văzut până în râpa și aia, v-ați înjărat, v-ați spus cum o să facă. V-ați venit mă râpă, trebuie să legalizeze bucăță, deci ele și s-au spus. Dar este persoană care cunoaște lucrurile bine. Nu, și ne cunoaște foarte bine. Și locul, și situația, și specialist. Adică noi am ascultat decizia lui, care a luat ce a vorbit lumea. În baza legii. Erau vreo 50 de metri și au pierdut râpa și ea. Marin, pune așa, desfai și îți fac o comisie, duc acolo, ia ca tu trebuie. Eu am o propunere. Eu propun următoarea, pentru a-l pune o întrebare, da. Băi, de acolo ați văzut, e creat o comisie. Da, corect. Dar vreți, puneți-o la vot. Eu insist să o pun la vot. Altă are... Punem la vot. Asta e cea mai reală, gândim care e problema. Păi nu ați aduc o schiță la inginerul și ăla. Pentru că acolo e în construcție și a să o pornești acolo. Eu cred că el nu arde, omul vrea să-l vadă care așa. Da, da, da. Care se observă de comisie. Da, doamna Valentina. Nu e problemă, dar îți poate care, doamnele. Asta nu e unde se poate face. Da, Păi desigur, ce zic? Bine, nu, dar sunt fiu, sunt și eu decizia, așa, da, eu sunt pe zi, dar decizia sunt eu, eu nu mi-e vot. 4, 5, cât se încerc. Hai, gata, la primărie. Eu o să îndeplinesc. Hai, mă, eu de următoarea. Hai, că nu-i când. Încă o dată comisia, vă frumos, pe una să... Și aici și la tine, să știi. Domnul Breacu, domnul Orară, domnul Stachilor. Mișa Coșar, trebuie să știi. Dacă îl punem pe Mihai Nicolae. Da, el e tunelea, cele acumulate pe ghile. Știm mai bine. Eu sunt membru. Domnul Breacu. Așa, care știți alăși pe care nu știu, da? Domnul Breacu. Eu vreau să mă dispozinească. Când trebuie comisia, eu mă sătrage. Așa comisia. Eu răspăt cu mine. Domnul Morau. Eu vă permeți. S-a întrebat. Da. Decide.
comisia publică. Următoarea cerere, avem de la cetățeanul Hrubal Constantin. Rog Consiliul Comunal de a limita terenul cu suprafață aproximativ de 1 hectar în sectorul Buzăi și de scos licitație pentru vânzare și cumpărare. Unde asta a comisia a dat aviz pozitiv. Ia-ți la Buzăi. Dar ce dorește să facă acolo? Un proiect. Are proiect, nu are proiect. Omul ce vrea să facă acolo? Nu știm, eu am niște cerere. Ce suprafață? Eu am discutat. Noi trebuie să cunoaștem ce vrea să facă teritoriul. Bă, dar poate voastră nu am venit. Nu, dar el a propus asta, dar să ne uităm la general, terenul dat. Cam cum îi vedem noi soarta lui, iată, soarta îi ia primării terenul. Acolo, am și primăvară, a fost cordar, adică... Cam și vedeți acolo, cam și... Care e destinația lui, cam din cuțor? Mai las acolo, a fost și el mărit, s-a mărit acolo. Este zambă făcută de... Deci nu știu de cine acolo. Și așteptăm Consiliul următor să fie cinstit cât toată lumea, adică oamenii ăștia au putut sta aici și să asculte cererea, să asculte, nu? Fiecare vrea să vină la ședință. Ședințele deschise, s-au fost anunțate. Corect, așa și vorbim. Eu nu te-am poate nivel online. Dar nu știți, dar noi n-am venit la online. Lucrurile s-au spun că nu e obligatoriu. Proprietatea primăriei și singurii decide soarta. Asta ca când... Dar noi avem câteva întrebări la dumneavoastră. Dar vrea să fie un soarta. Deci este din cumpărare în vânzare. Dacă se vinde. Dar dacă vine, îți spune el și n-a spune. Dar și n-a promite el. Poate le vând după așa. De exemplu, dacă noi decidem să-l vindem, da? Da. El poate spune că să facă acolo o aquapark sau unde el să facă fermă de păsări. Da. Noi nu mai avem nici și în față. Și nu fac, da. Nu, părinte ecologice, să nu mă fac. Avem comisie și asta, dar poți să fie, gata, gata. Punem la vot o votare de 5. Punem la vot o votare de 5. Eu aș primăvară, vreau să mă... Da, ce aș spune? Deci punem la vot următoarea decizie. Se acceptă inițierea lucrărilor de delimitare terenului proprietate publică a comunei Râsnești Noi, categoria de destinație agricol, din extravilanul comunei Râsnești Noi, modul de folosință agricol, domeniul privat al comunei Râsnești Noi, situat în sectorul Butâi. Cât sunt pro... Dar ce stați acolo ultimul cu domeniul privat? Și eu stau în domeniul. Că s-a luat cumpărare. Nu, privat nu. La licitație. La licitație, vă zic. La licitație, da, să vândă la licitație. Adică... O, da, trebuie să răsună în felul ăsta. Se acceptă inițierea lucrărilor de delimitare. Nu licitație. Doar delimitările. Dacă consilierii decid cu porțiunea ce este vândă. Asta pune punct, fără privat acolo, în cuvânt eu la mă. Punem doar privat. Dacă nu punem privat, nu ne dăm nici pe aceea. Noi trebuie să vedem să-l dăm în arendă, dar nu în zare. Asta e propunerea primarului. Deja de cancelare. Părinte, societate, că să-l vinde, să-l dați în chirii. Cine a face el? Hotel. El scoate de primărie și el e în proprietate privată. Omul oricum ceva să facă. Dar noi trebuie să știm ce să facă. Trebuie să vină cu un proiect. Bine, el să vină cu un proiect că vrea să facă domn președinte, dumneavoastră să conduceți aprobarea și dați cuvântul pe teren și nu implicați să... După ce se hotărăște, trebuie să nu te ridicați. Loc pe dreamă. Înseamnă că în așa caz lasă-l să stăie. Hai să facem pauză de ședință. Vă mai întrebă la ședință. Se acceptă cât sunt pro. Vrem un risc sunt contra, deci nu știți și prioritatea aia. Nu sunt pro, pro, contra, nu sunt. Nu trebuie, da? Nu 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 da?
Trecem la următoare cereri, vă rog frumos, fiți atenți. Eu cer că am patru cereri din același domeniu, mai spun. Comisia ieri le-a catalogat la loc, le-a pus, adică răspunsul o să fie dat la toți. Avem o cerere din 2019 și după care atunci ceva s-au făcut lucrări, dar cum a fost depus încă o dată la Consiliu. Aducem la cunoștință că noi locuitorii satului Sărști, noi Mahalaua Gura Băi, solicităm să veniți la fața loc să rezolvăm problema chiuvietului de care plouă și ne inundă pe toți. Nu suntem de acord după fiecare ploaie să vină tractorul să efectueze lucrări. Și că după cererea asta a fost tractorul, lumea nu e de acord cu chestia asta. Avem demersul dat, după care mai avem un demers tot de la locuitorii Mahalaua Gura Băi, toate cu semnături. Mai avem a treilea de la doamna Trochin Feodosia, tot pe tema dată. Și de la căpățânul Sergiu, tot în, adică comisia ieri l-a prămătit toate, aici se cere un burlan, tot în sectorul la extracție, la drum la extracție asta. Comisia din ieri a hotărât la fie formarea unei comisii la fața locului, de văzut care e situația, care știe, care nu știe. Eu urc la dumneavoastră și-o pe una, două comisii. Nu, ca să, domnul Ioan, uite care treabă acolo. Fiecare în locul lui privat care l-a primit ca pământ, el acum vrea să-l redreseze la spațiul de construcție. Lucrul ăsta se face și cu avizul arhitectorului de la Ielovie. Nu arată, nu arată. Acolo trebuiește drumul ăsta care este de la val de șosea. Trebuiește, că nimeni nu înțelege lucrul ăsta. Trebuie să înțeleg că merge șoseaua e drum, dar drumul ăsta care este, sucot e lor. Nu, acolo trebuie să fie drum. Păstrat dintr-un capăt până altul, până unde cât ține drumul, de la val de șosea. Acolo trebuie să bată un canal normal care se ducă, să aibă scurgere într-o parte sau în alta, protejată cum trebuiește, ca să nu se ducă piste dânșei. Și nu înțeleg eu, adică, dacă pământul stă așa, a oricărui din noi, da? Nu trebuie să avem acolo. Și merge. L-am lăsat cu Vasilică, lui Ionel, Marusica și Ghiță. Unde ei iese? Care-i drumul? Ca să iasă, ești, hai, aici iese că e primul. Aici iese că e ultimul. Dar ești doi, unde se duc ei? De păr, da. Înțelegeți cum e? Fiind fiecare abuziv lucrul ăsta îl faci, cum al tai capul, numai nu conform legii. De atât aia că Domnul este aici, Domnul este aici. O să dea niște explicații, acum, pentru dumneavoastră, între lămuriri, ca să vă fie clar. Acum, domnul consilier, eu vă lămuresc. La noi a fost canal, când în Botlășe Mare, s-a privatizat canalul la Cosea. În două cleci este, eu vă arăt fotografia. Acolo se grămădește tătă apa, se duce până la gradul la Badeanului, la Valea, la Sacau. Vasilița, dintr-o deși, s-a privatizat canalul, s-a luat oamenii canalul și nu de voie să facem canalul mai departe, în trașe două flece la bloc, mai este. Aici nu de voie. Acolo a fost 3 grăzi de pământ până la Botna. Dar eu, dacă am privatizat pământul, eu mi-am lăsat drum și am drum și la mijloc și din capăt în capăt. Am lăsat 5 metri la drum. Eu intru și ies, dar nu pot, până iată apa, că omul vine acolo. Eu am vorbit așa, adică drumul ăsta care este de la Valea de Șosea, el trebuiește lăsat deschis. Că puneți dumneavoastră teatru acolo, ca în grijiță, asta e treaba dumneavoastră. Canalul tot așa trebuie de făcut, nu numai aici care este, care a spus că este privatizat. Eu v-am spus care merge alături de drum, trebuie să margă și să ducă în râpă, să aibă scurgeri unde... Dar nu așa cum dumneavoastră vreți. Nici domnul consilier, și aici apașim. 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 Doamne, noi știm treaba asta. Noi o cunoaștem. V-am zis eu. Eu cunosc. Dar unde e drumul ăsta care... Lângă drumul ăsta. Și noi e drumul ăsta. Nu, doamne, ia că te-am unii domnul Codreanu, la 30 tot așa mie trebuie să mă arăt, de la deal de șoțea,
la Tubu și au făcut. Până la Tubu și alte mi-a făcut iarăși la nas. Noi știm, doamnă, nu știu, nu mi-a dat, eu am pământ acolo. Dar nu-i încă pe primărie. Ce și noi vrem să facem, noi vrem să facem conform legii, doamnă. Fiindcă acolo, dacă ne permite arhitectul principal de la Raion și la Republică ca să facă casă de locuit, noi le facem, dar dacă nu, nu face nimeni. Datele care sunt făcute ieri e cald. Doamne, asta e altă problemă care noi eu respectiv la fel am casa construită, fie terenul care mi-a aparține, teren destinat pentru construcții. Eu mi-am asumat riscul, mi-am construit casa acolo. Respectiv, înainte de a-mi construi casa, am cerut părerea experților. Nu, eu mi-am asumat riscul. Eu dacă am scris cererile pentru burlan, respectiv, eu cunoaștem toți acolo, de fiecare dată vine și sapă, fac săpături. Ei îmi limitează accesul la locuința mea. Eu n-am privatizat nici o porțiune de drum, cât a fost al nostru, atâta mi-am luat. Respectiv, cum dumneavoastră credeți că chiar și aici care au grădină poate să treacă pe râpa asta și aia? Domnul Paunăr de la drumuri al Oveni a spus, eu sunt persoană fizică, eu mă adresez la primărie, primăria face un demers la drumuri al Oveni. Eu nu înțeleg de ce atâta ne învârtim împrejur la un demers și nu spate scris doamna primar un demers la drumuri al Oveni. Care e problema? Consiliu... Eu am scris... Păi, ce rezolvat la Consiliu, dacă n-am cerut absolut nimic de la Consiliu, un bănuț, atâta doar cât îți faci să îndemnești la numărul meu. Doamne, foarte multe la număr și deja am alăturat-o și pe dumneavoastră ca să iau ce treabă am eu cu doamna? Doamna are aici probleme, eu am a mea problemă și ce ești problemă? Înțelegeți, chestia că problema se adună, acum trebuie să vă dă, trebuie hotărât în șansă. Uitați să ne facem. Acolo la dumneavoastră mai știu de vedere o ieșire. Asta e o singură problemă. Unde vezi dumneavoastră ieșire, directă? Da. Nu trebuie să fie directă, dar trebuie să ieșiți aici la Coșăr sau trebuie să vă duceți partea ceilalți. Corect. Fiindcă v-am spus, aici, în fața dumneavoastră, pe lungul traseului este iată de făcut canal. Este logic și corect. Și aici dumneavoastră vă faceți podurețul ăsta ca să ajungeți la drumul ăsta de la vară. Și vă duceți nu aici direct în trasă, dar vă duceți încolo și veniți în coașă. Pe aici vă este intrarea și ieșirea, nu pe aici unul ați făcut dumneavoastră. Ca să... Eu știu și vorbesc în cauză, adică nu trebuie, acolo care vine apa de la vale, de la pintă traseu, acolo trebuie și iar cu primăria împreună să hotărâm cum, o să delimităm, puțin o să ridicăm, ca să putem proteja, o să punem acolo, cred că niște betoane mai înalte, ca să protejăm treaba asta, ca să redicționăm o recuță apa, să ducă în dreapta, în stânga și o să fie în canal. Dar să știți chestii care nu sunt de o zi de rezolvat, fiindcă dumneavoastră acolo când ați spălat. Ați făcut în locul... Vreau să-mi dă-i voie la canal să ducă scurgerea până în bodnă cei mari. Gideți că așa îi spune prin fașiță de beton de aici pe ea. Dar spune așa mă ca, toți consilierii, vă rugăm frumos, canalul, deși l-o privatizat, să dă-i voie la canal. Doamna Cădoașa, eu vorbesc despre un ordine. Dacă v-am spus că apa asta se ducă, acum nu să stai acolo, doamna. Dar eu am zis la poșelie, canal, aici o nu puteți, doamnă. Nu puteți, doamnă. Închideți, dumneavoastră închideți, delimitat. Și apa vine și se duce în dreapta și în stânga. Înțelegeți? Cum? Dar dacă ești drumul, ea vă veni, decide în părere. Nu, 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 n
Doamna Olesea, asta e problemă globală acolo, nu-i doar la doamna și la doamna, asta e la toată Mahalaua, deci noi am considerat că e o problemă, e funcțional în comun. Când dumneavoastră prognozați că acolo ți-i cartier locativ, peste câți ani? Că eu am scris cerere că să dai acolo loc de casă. Vă spus că primarul cel vechi este... Eu îți prognozez. Dacă ți-i nevoie de drum, ai să dai voi, că eu mai am 30 de soți după casă. Și eu sunt de acord să lucrez, dacă ți-i cartier locativ... Doamne, colegă, la mine. Dacă îți faci și canalul și ala, cum zice doamne... Haideți să ne respectăm, de ce cereți la mine... Și după comisia asta ați decis de mai clar. Acolo sunt citați toate aspectele astea, victor, șans, avioane, elicopter, tot o să vină și o să vă ajute. Acum, să decim de a forma o comisie, îi punem la vot. Doamna Teodosia, liniște, respectați-și. Amu, voi și nevoie trebuie să jertfiți pământ acolo, să canalul iară din nou, dar asta e scăpoarea trebuie. Dar nimeni n-ați vrea să dăi câte 2-3 metri din pământ. Trebuie să stabilit canalul la loc. Acolo scrie dispățituri de teren. Prima, a doua, a treia. Trei canale. Până în Botna, este mijloc și este aici. Aici au fost 2 metri, 2-3 metri, între ghițioare, ghițioare, l-a spart, l-a privatizat. Eu am avut spadă, ei cine, tot eu, tot cu fost primar, n-am și probleme și am avut gălăgie, până la urmă am semnat, vă spun așa cum e. Zic, moșul, dar și gălăgie, oamenii ați și. Între al doilea canal este la Mătăruța, acum este de vale. Dar între al treilea canal, unde e? Unde e între al treilea canal? Măcar Păreșița așa. Da, Cicămaca, Cicămaca. Nu, dar între al treilea canal, n-are nimeni canal. Cum era o dată, oameni buni. Țaca Muș a pus pământ și apăra ei, dar cum au fost anii cea, că au fost ploi mari? Din estul și așa împrăștie, de pe plasivul și așa. Am omul, des prin popșoaie, prin bruiere, prin... Nu era problem. Dar multe adevări trebuie gândit normal. Trebuie văzut. Ia că așa vine terenul și așa, eu nu merg împotrivă la nimeni, eu vă spun părerea. Dacă ne ducem din vale, oadu bate din palme, tot canalul am face, nu-i problemă. Dar pe cheltuiala de sunt gândim de unde facem 500 de metri, de la șosea până încolo, trebuie canal ca lumea, trebuie canal, ori de pitoanat cum trebuie. Că deja ta să pune cu excavatorul la prima ploaie, al mălești cu pietre, cu năsâi, și nu mai ajunge până în Botnă. Până în Botnă n-a să ajunge dacă nu facem ca lumea. Asta e prima metodă cu primăria, de exemplu, să facem canal cu oamenii 500 de metri, de la drum până în Botnă. A doua variantă, unde mers la o oată, într-adevăr să fac scurgerii, că aici se, nu vine dintr-un loc, vine de la Badea Istrade, vine de tot mai calme, vine aici la Gura Văii și aici, într-adevăr, e volum mare de apă. Nu poți să cu uleata. Și trebuie de gândit scurgerii în măsază termică. Sus de pe vârful dealului, nu este posibilitate să redirecționăm. O redirecționăm, dar totdeauna nu scapă, că de pe în sat sau de pe în sat, de pe în sat, nu știu. Nu mă mai vedeți, ori oadă, dacă e din oadă, eu vă spun cum văd eu situația. Auda, după cât știm la deal, nu se duce, dă-te la vadă. Îți duci stiuți, ori oadă, ne facem și de față, ori ne asumăm primăria, să facem 500 de metri de canal de vale. Cum Gheorghe Fiodăși l-a privatizat, am dat unul judecată, ați mărupt, ați măchiruși, sunt documente din urmă, care el a primit 25 și are 30, ați mărurim chestia asta, nu?
Încă una, vreau să mai spun o părere. Ea că a fost consilier tot timpul domnului Ion, cum e situația? Grădinile trec automat în teren când construcție. Este articolul 39, da? Dar totuși, schimbarea destinației o face Consiliul Comunal. Înțelegeți cum? Schimbă destinația cadastrului, registratorii de la cadastru, schimbă numai și baza decizia Consiliului. Avem două cartiere de astea. Avem la Dulejele și s-a pornit partea asta la Măican. La Dulejele sunt mai mulți schimbări de destinație. Aici am apărut. Domnul Ion, măi, și faceți voi, știi? Eu țin minte vorbile lui, măi, și faceți voi. Făceți-i ca lumea cartier locativ, adunați lumea. Vedeți, chemați proiectanți, să fie drumul, să fie casa în rând ca lumea, să fie tot cum la ziua de azi. Adică este necesar, da, urbanism. Amuta, noi de noi, cum de noi suntem? Da, să vă termini, domnul. Amu, noi de noi, domnul, dumneavoastră, nu sunteți pe cetățeni, ci țineți problemă omul, lasă-ți margă înainte. Amu, și primești și aici, eu mă uit. Că dacă nu-i făcut regulă, încă nu-i făcut regulă. Noi luptăm cu un om, doi, trei, da? Măi, că nu iară să pornească 4-3. Nu e normal. De atât trebuie să spunem, să facem cartier locativ, să chemăm lume și aia, să lămurim omenii ăștia. Am încercat. Am încercat în trecut, nu s-a primit. E drept, țac, fedos, am încercat lucrurile astea. Nu s-a vrut. Dar ca să vrie, pământul nu ia primăriei, pământul ia oamenilor. Oamenii trebuie să pui de acord. Într-adevăr, se proiectează tătii care au titluri, se anulează titlurile și aia, care n-au titluri, se proiectează. Care vor căși aici, care vor cu agricultură, îi dai în spate, se ocupi cu agricultura. Dar tot lucrul ăsta se face cu acordul oamenilor, cu înțelegere și cu acord. Că eu, dar de întrânsul atunci, s-au găsit 2-3 coți, că noi vrem așa și... Dar niciodată n-am și regulă. Am mers vorba de casă, de locuri, gata, s-o bătut prieteni. Da, dar oamenii trebuie să înțeleagă. Și 200 de metri lungime, aici care are 10 suturi, are 5 metri. Tu 5 metri, nu poți păda, nu mai faci, nu mai faci absolut nimic. Păi asta e problema, că... Eu v-am spus părerile și... Acolo, dacă vor face caz tăzi care cum le vin revin pământul în jurele, am și azi și acolo, ca așa în caz. De așa că trebuie făcut regulul, cartier locativ, noi adunăm numele de acord, pune acord. Cum o crede? Domnul Consiliu, care e situațiunea? Eu propun că avem specialistul și oaspete pionare la noi în primărie, cunoscător în situația dată de stat, să-i oferim cuvântul să ne aducă lumină în problema creată. Stimați consilieri, onorabilă asistență, îmi pare bine să mă găsesc aici la dumneavoastră și văd că întrebările le analizați, le puneți la punct, dar ulterior am fost și eu consilier local. Întrebări de au fost și e greu de rezolvat, dar sunt admătiri dumneavoastră de rezolvat. Este necesar de un proiect. Proiect care fost cu timp preadmă care sunt, de cu șerile și dă pământul. Dă pământul, vreau zic că și se face proiect total. Ca și ieșit drumurile cum trebuie, și casă, și buze cum trebuie. Dar nu aici am un adicul, nici plumbir nu poți trage, nici drum nu poți trage, nici canalizare nu poți face. Până când acei momentele astea, ia ca așa zăbați. Și până la sfârșit, lasă să mai ajungeți la unul pe pământ. Dar eu vă spun, că este haotic acolo. Acolo, că au necăși de teren și ăsta, fiecare le s-a dat voie. Acolo un șoc. Să și ține de drumul regional, care e gaură, să nu e chemat, să și trebuie să facă el în zona de protecție a drumului. El trebuie să o facă. Și să o facă. Și trebuie, că este drum regional. De asta numai în sectorul lui. Dumneavoastră restul, alții mai jos cu fundația, altul mai sus cu fundația. Vine o apă, vin cu așa, iată, o inundată, moapte. Grămădiți-vă, toți din
care mai sunt acolo, că vor sta în casă. Împreună ați rezolvat. Aici eu cred că n-ați adiat. E plâng. Întrebarea rămâne deschisă. Nu e întrebarea valide de mie. 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 Nu punem, doamna Vlosa, nu punem. Mai bine. Canalul la Vale, de ce s-o privatizat? Canalul și canalul la Vale, și atâta. Dar ce facem dacă e privatizat? Ce putem noi să facem? Dar s-au vorbit, canalul se face. Nu, canalul ăla de și nu e înapoi. Iar vă spune, în gradurile mele, canalul am vrea să nu tot pune sat canal. Canalia și-asumă... Întrebările noi primii canalul de donatrii, că ne-am luat să e... Haideți întrebările astea, discutați-le, durmă ședință. Dați-le cuvânt. Eu am avut o întrebare. Eu, din toată esența cererii, eu așa am întrebat. Doamne care au scris cererii, vor așa. Restabilirea canalului. Așa? Prima întrebare. Și primăria se înaintează în primăria. Domnul, și vă rog Milan acolo. În întrebarea, nu, văd că nu primarul și conducerea și întrebări, ceva nu se înțeleg. Măi, oameni buni, asta întrebare nu trebuie să ajungă la funcție. De pus-o în burlan sau de pus-o altceva. Dacă trebuie un dumneavoastră, scris-o în... N-ați înțeles. Eu am înțeles ce face de problemă. Una, doi. În esență. E vorba de cartier sau una și oricum trebuie canal de scurgere. Oricum el trebuiește restabilit pus la locul lui. Să am că esență așa. Dacă noi azi dăm un răspuns pozitiv sau negativ, asta e a noastră întrebare, da? Da. Asta nu-i dăm, înseamnă că noi decidem și am înțeles, cu o comisie. Da. Comisia trebuie să vină cu argumente și soluția pregătită. Una, doi, și nu o, dar asta când o pus, deodată au pus cererea, doamnă, au pus cererea, de asta trebuie și pregătită de întrebarea și soluția devenită deodată. Nu zâmbli comisiile astea la orice pas tot locul. Acolo e eu știu care e întrebarea și eu știu că pot să dezvolt de la Rădășină până în vânt, dar nu vreau. Ați auzit domnul ce a spus? Am auzit. De la Vareș, pe drumul la Vale Drareș, la Lanu, nu de la șosea. Organizăm o comisie. Facem la vot decizia de a forma o comisie. Vă rog să votați. Dar nu numai el aici. Dar la pojar sunt mai mulți făptari de ăștia. Pe decizii când s-au atribuit pe proiect la 8 ani, în realitate, când i-am mult practicul de proprietate, la 1-9, la 1-10, la 1-11, la 1-12, acolo e parcul, a fost lăsat măreacul, care s-au vrut în parc. Aici drumul s-a lăsat de la rețele electrice din alte tensiuni 10 metri, ei s-au dus mai la varietăți. În partea și de sus, unde e Jumir Igor, este drum acolo, trebuie de 10 metri, l-a lăsat de 8 metri, faci una, când își fac gardurile, fac alta, și el nu vrea să privatizeze, își facă dosarul, că și-i actualizat și tipul de proprietate. Venind de la cadastru, eu găsit 11 ani. Eu spun, 11 ani nu se semnează. Semnăm 8 ani cât ai pe decizii, restul de delimităm proprietatea primăriei și ai să le cumperi, 3 ani să le cumperi de la primărie la licitație.
Și așa sunt mai multe fapte de iese. Dar nu, le citați de mine. Asta e o metodă, e la șocana, la două metode. Să anulează decizia care e precedentă de 8 ani și se dea la ziua de azi câte... Câte... ce suprafață din Maria îi găsește lui. La noi se dea, la noi în sate, se dea de la 6 ani, și nu vreau să găsește. Comisia de specialitate a decis următoarele. Se respinge cererea cetățeanului din Riva pentru includerea terenului de 3 hectare de ce în proprietatea sa. Votăm. Dacă suntem de acord cu decizia comisiei de la tot satul care s-a vărât, inclusiv în drum, să-și mute gardul înapoi, că de grabă să avem nici cărări. Cine este contra? Eu nu obțin. Acolo trebuie demolarea gardului, sărarea și o făcut și să le rugăm să ascultăm următoarea cerere. Încă cerere de la David Luiz, cetățenii cu terenul 5 hectare din sectorul Maicani. Ia scoate de nou la licitație. Nu se mai scoate. Comisia, da, este în discuții, se va iată. Următoarea cerere, în legătură cu terenul de construcție primit în dar de la părinți, aflat în spatele grădinii, pentru a se construi casă de locuit, semnatul Dreagnă Dorin, vin cu rugămintea către consilier local de a mi se aprova acces la drum adiacent terenului dat. Terenul dat a fost, am zis că o să facem la licitație, da? Asta e cine îmi de băietul terenul care a fost comisia în la fața locului și care domnul Vecislav a început la magul. Spate eu puțin că așa în 5 minute. Asta e înțeleg că e doamna Viera, da? Eu și vreau să spun, doamna asta eu cred că acolo merită, o s-a luptat atâta pentru drumul și ea. Eu cred că numai pentru asta e merită o... adică un ajutor și o pot. Da, stai, da, și stimulare, și o stimulare. Cât o muncit e pentru traseu și ăla. Eu cred că dumneavoastră merită ca să-i votăm cererea pozitivă. Asta e părerea mea. Da, dar acolo merge una pe cealaltă. Nu, dar eu ieși am vorbit. Băi, merge una pe cealaltă, îți contrapun. Poate, hai ne gândim bine. Acolo s-a decis că luat și ala noastră să dă ei la... Așa a fost mai spus o cerere. Facem deciziile, bine. Păi, desigur. Dar eu v-am zis, dați-i neam, îi deam, și zăi ăsta. Și iată, și trei mese, cât mese, într-o capă până altul, și rămâne. Asta nu e la citați, dacă vrea. Că de-am acolo și doi la citați, spuneți, două vieșe. Deci, decizia de comisie de specialitate este următoare. Doamna Mulesa. Se respinge cererea cetățeanului Dreahnă Dorin pentru a
aprobarea accesului la drum, deoarece terenul dat va fi scos la licitație publică pentru vânzare cumpărare. Vă rog să votați cei care sunteți pro. Se respinge cererea de aprobare accesului. Eu ieri v-am zis. Nu, dar eu ieri e așa, dar noi trăim într-o situație la și dați-i drumul. Domn consilier, îmi permiteți? Eu în calitate de primar am fost la fața locului cu comisia, am luat acte cunoștință. Acolo situația mai mult nici nu e atât pentru acest teren de pe vârful dealului și nu e atât de important, cât măcălenii nu se împacă în de ei. Eu văd că băietul care solicită să-și facă o casă pe vârful dealului și câți ani îmi fie o dumneavoastră? 23. Eu nu știu dacă se permite. El dorește loc de casă. Eu am o simplă întrebare la toată lumea și la consilieri și la toți cunoscători. Cine și-a făcut casă pe un teren? O cumpăra vreodată drumul? La noi în sat, au mai fost cazuri ca să-și cumpere drumul, ca să aibă acces la teren? Exact întrebarea asta am pus-o și la comisie. E imposibil ca să ai loc de casă și să procurte la primărie drumul. Cine din sătenii noștri și-au procurat drum? Dacă răspundeți, au mai fost cazuri, eu permit să punem la licitație. Dacă nu mai fost cazuri asta, să-i lăsăm drum de acces. Noi vrem în lumea noastră să fie mai mult în sat, să fie tinereți, construiască o casă și noi în așa mod interzicem lucrurile astea, singur de la sine. Dar dacă și asumă riscul și o construiască, mă, că știi vârful acceptați, noi am acceptat, hai că aici merg cereri. Puterea licitația și până votăm să-i dăm. Da, până votăm astea, eu nu înțeleg. Deja nu-i una de ori dăm pământ, ori anumim. Da, dar astăzi nu sunt domnule, noi astăzi decidem. Îi permitem să facă drum sau scoatem la licitație și dați să calculăm toate punctele de vedere. Deci, ascultați-mă, vă rog. Familia aceasta, într-adevăr, au contribuit, au adus efort foarte mari și un profit satului, că au făcut drum, pe un drum imposibil. Dar favorizăm oamenii care au succes, că îi fac ceva pentru sat. Și cât e un drum care nu-i trebuie nimănui, terenul cealaltă, într-adevăr, nu-i trebuie nimănui. Acolo e un loc care nimeni nu se întâmplă. Eu propun că să refuză, da? Ținem cu asta să n-au de inclusia. Se respinge. Eu mai fost cazul ca noi în sat când proprietarul își cumpără drumul. Deci cererea pozitiv, cererea dată. Răspundeți-vă rog, dacă au fost cazuri când proprietarul doritor să-și construiască casă, au procurat drumul de la autoritatea publică locală. Dacă mai fost cazul acces la drum. Nu e bine, acolo e terenul apelie, nu e nimic, sunt niște blusturi. Nu, iese de la deal drumul. Spune un lucru. Primarul la Pororeni a cumpărat primărie. Nu, trebuie la loc de casă. Primarul la Pororeni a cumpărat primărie. Cum a cumpărat primarul la Pororeni? Domnul, pun la loc de casă. Terminăm o dată, oricum eu lucrat pe un cer acest. Și noi vă zic la fața lumea care este acolo. Comisia de specialitate a propus următoare. Se respinge cererea pentru aprobarea accesului la drum, deoarece propune ca să fie scos la licitație terenul pentru vânzare. Nu suntem de acord. Suntem pro și contra. Dacă suntem pro mai mult că se respinge, se respinge. Dacă suntem contra că se respinge, înseamnă să se accepte. Cât sunt pro că se respinge? Vă rog să votați. Să respingem licitația. Se respinge cererea pentru aprobarea accesului la drum.
Deoarece, nu vrem să propunem de a fi Nu. Acolo e sfat de nevoie între vecini. Acolo comisia, când a hotărât chestia asta, când a hotărât scoate la licitație, s-a gândit din toate părțile de vedere, părerea mea. Să vedeți că noi și am și hotărârii luați, în spate mai sunt oameni care nu se nu-s de acord cu lucrul ăsta. Dar dacă am cum e licitație de vânzare-cumpărare, care aș fi cu interesat? Și ala îți dă-i mai mulți asta, cumperi și poftim. Vreți acces, într-adevăr aici, am procurat și e tot intrare, tot este personal. Eu ți-am propus așa, da. Aici 3 metri, le dăm ca acces și rămâne. Propuneți cum doriți o șupată, dar îmi vine părerea. Aici lasă să ne cumpere ei de ei, da, să înțeleg ei, într-o parță la altă. Să mai favorizăm oamenii care... Oamenii care facem la asta, dați-ne din mândruță. Eu am o propunere. Dar într-o cază, îi stă ceva de ce ai să alocați de acces. Și drumul să aibă la acces. Tinerii trebuie să alocați să alocați. Orice la drum, da. Așa, da. Așa, nu pun cartea la Punem la vot, se acceptă accesul la drum de 3 metri, la 3 metri. Și mai departe cu vreți, dați citații, dați cine ce vreți. Poți 10 poți participe acolo. Inclusiv mai de la 10. Și eu mă abțin. Eu mă abțin. Doi așa, da? Da. Proiectul propriu. Scrie proca, eu să fac planul și ala, să ne arete drumul, cum să se întâmplă. Care spun să mă dă drumul cu 3 metri, eu îți delimitez drumul cu primul și restul care spun. Și mai departe, și la următoare. Așa e decizia puțin. Păi și normal așa poate. S-o cotiți singur bine. Cum să nu-i lași omului drumul? Dar la licitație nu-i dat. Tu aleg tot cu drumul și iată eu. Tu aleg, ții-ți mai ții cu drumul. Ia cu acolo, cum vrea cu altă. Ține drumul de licitație. Doamna primar, următoarea decizie. Gata, subțintat. S-a votat așa. Avem 4 cereri, deci e una toate din același context. Doamna Elena. Teodor. Subsemnată Hai Elena Merge Finca și doi fiori și dumneiei. Din rugămintea ca lotul de pământ număr cadastral indicat, care stă la evidența primăriei ca grădin, să fie schimbat destinația de teren de construcție. Spațiul lor în teren, cu toate actele și canalul de proprietari. Dar asta e o temă încă mai aprinsă. Dar și primăria incompetent să nu se așa documente. Schimbe nici cu decizie de la schimbe destinația. Să fac băi nu se face la fie de plăzi. Eu nu se nici o nici. Dar cum ai? Și cum ai zis, băi? Doamna prima, să vezi că să facem o adunare cu partea de sus, vedeți care au loturi, ca să le explicăm, ca mai mulți să nu mai avem problemele astea de genul ăsta. Înțelegeți cum? Fiecare vine, bine vor își construiește și vrea și el tai cap, cum am zis eu, numai cu problemele. Și după aia asta trebuie să discutăm fiecare. Eu nu, eu sunt potrivă. Eu sunt pindru. Dar face. Deși nu. Eu nu mă rog astral.
Eu documentele doar și nu sunt de trecut construcții. Eu v-ați întrebat în concurs, însă au fost șef copii, am crescut. Nu înțelegi, Magalic, eu nu sunt potrivă, eu sunt filtru, dar vreau să fac în baza legii. În baza legii, nu care l-ai mătare catastral. Mă duc și mă adresez și mă departe. Planul urbanistic e trebuie, înțelegi, mătare, urmă. Fiindcă planul urbanistic e scris negru pe alb. Pe unde trebuie să treacă drumul, pe unde trebuie să treacă canalizarea, pe unde trebuie să treacă lumina și multe alte lucruri. Domnul Victor, domnul consilier, eu am drumul meu cu documente. Ia mătare din lumea, dar eu nu mă trebuie să le-am grijă. De 18 șloturi a mielii le-am dat la copii drum, vă spun ce stii, deși nu se poate după cum. Doamne, întreg satul acolo are loturi de pământ. Nu hotărăsc mai pentru matalii. Asta rămâne. Deci, vă prezint avizul comisiei de specialitate. De normal, nu? Decizia este următoare. Se respinge. Nu-i normal, chiar nu-i normal, domnul țară. Numai el reclamește și numai el. Eu o să dau în primărie în judecată. Oamenii, Consiliu, cum își face lucrurile înainte. Tu, până ce faci cartilele acolo de mult. Măcar faceți o schiță una oricare. Păi dai, domnul Ion. O proprietate nu are 500, nu are 200, nu are... Eu acolo nu se gândesc. Domnul Ion, ia ca ta, întotdeauna să întâlnim cu aici probleme, domnul Ion. De fiecare dată, de fiecare dată să-mi spuneți că documentarul din Bocea. Eu cum s-au convins pe omul ăsta? Că vreau confortul în 5 metri care îi ai și cu 200 lungime. Nu poți să faci casă acolo. Vă rugăm liniște. 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 Deși mă respinge, oamenii buni, deși. Am crescut și-s copii, numai eu știu când am stat să le dau sine acasă, le pătat copilul și m-am dus. Din capăt ce-am de sat, eu făceam prima urmă la fermă pe omăt. Am crescut toane de carne, toane de lapte, am mult. Domnule Ioane, cine competența primării îți fac, ea ca noi, ca de astăzi, competența primării îți fac ce... Eu nu fi casă, dar el nu fi niciun de la țări așa. Este domnul reprezentant... Asta ți vine refuz, eu ți garantez că nu.
bine, bine. Dar pune la vot, da, de gata. De cine iau? Au, de cine iau? Ce am și eu? Ia ca așa. Dar nu iau cu așa. De cine iau? Așa e de mămărică la fie. Nu, dar cum unul o face? Asta vine și unul am de probleme, dar nu ia să iau în zi. Ce trebuie să pleci? Că te zonie. Eu vreau să fie. Eu trebuie să fie la mine și nu se face. Păi eu știu așa. Stradic, eu am vieță. Băi, Maria, pune la vot întrebarea. Nu pot să pun la vot, dar eu percep cum nu mă liniștesc. Ia continuere ascultată. Vă rog să ne ascultăm, da, vorbim pe rând și... Deja e sarcă. Se resping, se resping, scrie aici, da, în decizii. Se resping cirele cetățeanche Tihai Elena, Trochin Vitali, Trochin Vasile, Trochin Teodora. Pentru schimbarea destinației terenului. Deci, cererile date vor fi examinate după prezentarea avizului pozitiv al specialiștilor raional în cadastru și construcții. Deci nu s-a pus stop pe problema dumneavoastră, pur și simplu asta, să dă la alt nivel. Câți din membrii Consiliului, consilieri sunt pro cu această decizie? Stimați consilieri, de la cadastru, cere decizia Consiliului. Dumneavoastră cere de la dânsă. Vă lucrați într-un cer. Dar curat ca așa, eu am fost de 5 ori acolo, spune că la Consiliul care așa și de acolo. De ce cum mă respingi? Băi, băieți, noi ca consilieri nu luăm jertă și sunt din satul ăsta. Crezi că tot spui că spui consilieri? Eu te spun, da, primărie, eu nu sunt consilieri. Atunci fac mâine ori. Eu am fost la cadastru de ce? Am talonașele, am trept în așa. Dacă arhitectorul general să mă răspundeți și eu. Dar păi e doi, s-au obținut și e tot pro. Asta trebuie de lucrat. El se vorbă. S-au propus de către comisie de făcut asta, de comisie de specialitate, făcut o comisie. Anunțăm pe dumnealui, ieșim la fața locului, studiem terenul, da, vedem și vrea el, și pe urmă comisia e o decizie și la următorul consiliu vă aduc la cunoștință. Din simplu motiv, n-am răspuns, fiindcă acolo era vorba de pădurii.
Și dacă punem puieți, nu putem să dăm drumul omului. Și asta e curățat, adică noi vreau punem una și altă. Comisia de specialitate, Comisia de specialitate a decis următoarea. Se formează o comisie pentru a ieși la fața locului și pentru a anunța cererea cetățeanului Partidul Victor. Până la următoarea ședință ordinară a Consiliului Local, în următoarea componență. Trebuie să stabilim membrii comisiei. Care a fost prima, da? El nu e acolo, nu acolo, 30, tu ai spus, cu 30 ceva ai spus, că da? Magazinul de construcție. 36 de ani în dos, acolo 36. 36? Da. Plus minus. Pe schițele măsurate de ani în urmă, 36 de ani. Dacă mai luăm din iadochimicație și aia, dacă mai luăm ceva de prin pământul oamenilor, putem să ajungem și la față, și la bază și... Dar nu-i 36. Ia. Zi, domnul Sergiu. Se poate spune la primar, de la solicitam terenul ăsta. De undeva cifra că acolo sunt aproximativ 40 de ani. Păi, eu nu știu cât ați fac, eu n-am luat în joc. O, Sergiu, dar chiar nu se tem chiar așa de proști, nu înțelegi. Dar chiar la întrebarea că terenul din fața magazinului, asta e una. Dar aproximativ 40 de ani, așteptam să niște dubii. Păi, dar dacă acolo scrie 6, se... Dar cine a stat sigur? Păi nu știm să se ducă să fac un plan. Dacă aveți după mine, stimați consilier, eu vreau să vă duc la conștiință. La spate în magazin, noi acolo să află două obiecte cumpărate de mine. În baza certificatului de proprietate privată, de la oameni, în baza certificatului de proprietate privată, prin procură, eu am cumpărat o proprietate de două obiecte. Cumpărând aici de obiect, am fost chemat de perceptorul fiscal al primăriei și am fost impus să achit impozit terenul dat. Am achitat vreo câțiva ani impozitul funciar, încă am întrebat, dacă mi-a spus suma asta, că s-o achit eu anume la impozitul. Acolo s-a făcut planul geometric a obiectelor este, planul cadastral a obiectelor este și m-a convins că conform la documentele astea care plan geometric, plan cadastral, sunt atâți ani și dumneavoastră conform legii, dumneavoastră să achitați impozit funciar obiectelor privatizate. Achitând 2 ani de zile, 3, achitând impozit de obiectul dat, de terenul care se află obiectul este, am negociat la Consiliu că achit impozit, dar nu am terenul în gestiune. Am negociat, am înțeles numai din cerere și care i-am dat-o, s-a format comisia că se iasă în teritoriu. Atât a fost răspuns la asta. A fost comisia, nu a fost, așa că am trebuit să întreb găsit. Am mai venit cu o cerere repetată. Am dat-o pe 14 august și m-a adus la cunoștință în februarie. Au fost alte comisii la fața locului și n-am mai înțeles niciun rezultat. Și-au făcut comisia și s-o astea. Înaintând cererile date, aproximativ 40 de ani, cum s-au menționat aici, de atât așa am dat întrebarea asta. Am înaintat cererea să îndoie terenul și automat din calculul primăriei au dispărut aici aproximativ 40 de ani. Și am întrebat, deși au dispărut aici aproximativ 40 de ani, deși nu, nu-i nu suma care m-a impus mai înainte, conform documentul așa nu iau sumă. Am fost cu gării dute la primar, noi nu răspundem la primar și până altfel n-am mai avut niciun răspuns la întrebarea ta. Pentru mine, eu cred că Sloja e un plus mare, orice este amplificată că ieși tu, dar nu te-am scos eu la ideal. Problema asta. Că din 2005, cu jocurile tăi nemurdare, ai ajuns să mă calci în cișoare. Și eu azi demonstrez atât chestia asta. Stimați consilieri, pachet documente din 2005, eu vă prezint la următorul consiliu, de la A până la ea. Eu azi mă stăruți și eu sincer, vă prezint ceea ce și am eu. Dacă este cum spune el, poftim, eu mă dezic de cerere absolut. După câte știu eu, terenul e primăriei. Acolo a fost
exact cum s-a tot locul, s-a dat o în cota valorică, o pilaramă, care ei era nu fundamentală, care i-a revenit lui, cum i-a revenit și mie niște boci este mari, așa. Acum, după cât știu eu, terenul e a primăriei. Eu îl cer de la primărie, eu nu îl cer de la dâns, dacă el are un document, poftiți. Obiectul și le-a șut în aer, asta una. Nu, el nu șut în aer. Acum eu nu cer nimic ieșit din comun. Dacă nu mie, la alții. Dar ce-i făcut ceva acolo? 30 de... Eu nu vreau să mănânc, e meu. El nu e meu și nu pretind. Eu îl cer în arendă, pe un termen, ca să fac ceva acolo. În primul rând, la mine, muia de o lună urmă a fost scurtă. Am găsit scânduri din Salcânice. Eu pur și simplu spun un gard sau folosesc în desfărășor activitatea, mai angajez 2-3 oameni la lucru, la moment eu am 5 din sat angajați oficial. Nu vreau nimic, nu construiesc, puteți să stipulați acolo în asta. Pământul e primăriei, îl punem la licitație, al iei el bine, al iei eu, al iei X, Y și așa mai departe. Nu mă țin. Dacă este cineva cu un proiect, poftim. Acum îmi retrag cererea și nici nu vreau nimic la Consiliu. Dar cum poți și el, nu te-ai proprietat ceva și cum poți și dar el? Și este el cea la licitație. Dar cum este proprietate privată? Eu știu că acela, iată, doamna primar, doamna secretar, domnul inginer cadastral, e mai bine că noi știu și mai bine că mine. Eu cred că terenul acela e primăriei, nu cred așa și este. Acum e zlar, terenul acela. Vă știți? Ia, dați-mi voi... Aia asta și Slovana de vreo 4 ani urmă, 3-4, e încă... O mers la discuție, nu odată s-au format comisii, nu odată, într-adevăr, cere repetată odată de două ori. Și până la urmă, cum am spus... Eu acum prima dată îmi pot cere. Vreau să lămuresc niște lucruri, dacă vrei, dacă nu, eu nu lămuresc. Cum i s-a atribuit terena feren 2 ani, 200, era ca doamne cu Bieciu, aici al domnul Serghei nu s-a atribuit, la Piloramul și are un depozit acolo și mai are, nu s-a atribuit. La garaj este hotărât, i s-a hotărât. Și tu zici că nu e nimic acolo, este decizia comisiei, ridic pachetul documente și avea mai sunt niște hotărâri. Dar de vreo câțiva ani în urmă, că îl plătești, tu când nu îl plătești, răspund și întrebarea dată. Că tu îi privatizat terenul, ori nu-i privatizat, nu la inspectoratul fiscal... Nu am privatizat terenul, vorbești cu el. Eu la general, că îi privatizat obiectele. Dar voi v-ați spus să dați din terenul. Stai să lămuriți situația. Și eu n-am, eu am clădiri, să spunem, privatizate, dar terenul n-am privatizat terenul. Dar tu de una așteptăm. Și așa își arată și în... La primărie. Achită proprietarul care... Care gestionează, care... Eu nu am achitat primărie, dar m-a să-i pus prin sala achită. Acum... Asta nu. 2 ani tu reușit, prin urmă, gata, nu dar mă și eu făcut planul cadastral la obiecte. Schiță, plan cadastral... Nu știu semnătura primăriei, primarul, care a spus... Am ascultat, ascultați-mă niște oameni. Sigur, nu este l-am ascultat tine când am urmă. Nu este planul. Eu ascult în zi. Ați vrut și știu părere. Comisii, s-au hotărât comisii, nu s-au mai dus lucru până la capăt. Lui teren aferent la obiectele privatizate, nu s-o, comisia nu a hotărât. El a citat vă 2 ani și fiindcă fost primar nu s-a hotărât cu aceste 36 de ani comisii, cu noi nu a fost o hotărâre, scoteți-l de la impozitare. Și l-am scos și a rămas după primărie tot așa. Dar de la inspectorat, cam și în primergătorii și în deținerea acolo cisterne, cam și în asfie, inspectoratul ne obligă, pune pe și ala să achite, să rășeți impozitele de prezul. Așa plătește și plămădeală la ziua de azi obiectele care nu sunt privatizate, dar e ca viitor. Dar este ați privatizat 100% de încă una, tu pe garaja ai, Serioja, dar primăria la ziua de azi nu vi spune documente, tu ai privatizat Pilorama și mai ai, tu n-ai, primăria nu vi spune documente. Am extras de la cadastru și de contractul de vânzare, cumpărare, tu ai cumpărat cotă valorică, dar voi și poftim.
formează comisii, nu s-au hotărât atunci, formează comisia de consilier. Este certificat de proprietate privată. A cui? Și nume? A unul, în baza certificatelor de pe... certificat de pe... de proprietate privată, prin notar nu a cumpărat... A luat documentele, tu le-ai depus... Și nu știu anul, tu piloranul știi, depus și mai ai, tu ai depus... Eu mă tocmă așa, așa vreau să... Nu, să plătesc, nu vreau să plătesc, nu vreau să plătesc. Noi nu știm documentarul. Și mi-a spus că trebuie să achit când a depus cererea de pământ, aia ești aproximativ 40 de la care și ești solicitată, aia ești că vă spăru din cap. Aia sunt niște dubii, nu? Eu m-am spărut de la tine din cap, nu dați după primării. Păi, vă înțeles, vă trece. Decizia care? Ținor, la data viitoare prezint documentul. Cum mă zice eu, dacă e liber terenul, dar nu mă bază decizii. Vărați consilier, eu nu cer nimic, eu îmi retrag cererea. Dar și să primați la documente, nu? 30 de ani nu s-a făcut nimic. Dar cum se facă dacă nu mă bieță în roate? Dar nimeni nu... Eu n-am spus cum nu mă bieță în roate, că fac eu cu primarii astea. La mine și adică, ce de patrimoniu oameni acolo, cum vine tractor, primarii de oameni. Primarii are tot dreptul să-l pună la licitații, fac acolo ceva. Oameni buni, voi mi-ați tăiat și oameni, mi-ați tăiat mâinile acolo. I-a spus că n-am tot ieșit cu o asemănătoare, nici azi, după cum schema voastră ați făcut-o, nici n-am tot ieșit cu o asemănătoare. Dar voi ieșit ceva din limite. Dar voi ieșit ceva din limite. Dar voi ieșit ceva din limite. Dar voi nu ieșit nimic din... Dar e nimeni gustat să-l duc în altă parte, rămâne rusuret, rămâne salt aici, dar o leacă zic, încă așa în roadă să înghițiți. Voi care ești propădile, înghițiți omul, dar dacă rămas, dar înghițiți omul așa cu târmă. De 2600 mii ai fost mântănești cu rubrii, voi primari, două chipii, consiliere și cu mine. Ajunge la ospul, pe logie este asta. Ei, rugăm frumos, vă dă-o, lăsați în coridor, ok? Ne-am capat în șoare, ce spune am zis ieri acolo aia? Vă rugăm frumos. Eu am ajuns, nu știam cât să ies, o sămănătoare din brigada aceea. Păi ți-o văgrând cineva pe locul tău, eu gardul mi l-am pus după planul ăsta de stradă. Da, da, da. Dar nimeni, dar te știi, ești doar în urmă acolo în coridor, se disputați amândoi. Voi sunteți vecini acolo, nu puteți vă disputați acolo. Mă iertați cât te-am, vă spun așa ce stii, din 2005 eu ne-am distrus familia și ne-am distrus sănătatea chestii. Eu am cumpărat... Am fost mă prostit și înjosit... Eu am cumpărat de 2009. Și următoare și cap. Și eu a să demonstrez pe instanță și toată cu aia este aproximativ... Și fost măcar... Terenul de spatele magazinului, dar cu aproximativ 40 de ani, apoi este 100% din urmă și instanță să demonstrez tu ai fost, ești prima persoană care e implicată în tăți pe adaltă. Din 2005, tu m-ai pus în genunchi. Da, ce vorbești? Eu nu înțeleg ce vorbești. Eu am depus să cer în genunchi. Da, eu ce te-am văzut. Poate, eu nu știu, da. Asta că nu și eu mi-am lăsat. Eu vreau să spun că cererea lui domnul Serghei, într-adevăr, trebuie constatat de lămurit cu domnul Serghei acolo, că nu-i hotărâtă întrebarea da. De mai de mult, nu-i hotărâtă. Da. Păi se anulează decizia asta, eu nu știu. Aici nu e clar. Se propun, dacă s-o știu și ei de te. O să votăm contra sau să nu? Da. Dacă iese tarea problemă, mai și în bărchie. Se formează două comisii, pentru a ieși la partea locului, pentru a analiza cererea de cercetare în program SIE. Până la următoarea ședință, votată la Consiliul Local. În următoarea componență, membrii comisiei REM stabiliți,
rugăm să votăm care suntem contra pentru pro, care suntem pro pentru a face o comisie. Unde comisie? Dar cine sunt membri acolo? Acolo, la fața locului? Nu da. Ești. Nu, că nu. Comisie Maria la Corupție. Să se prezinte actele, se nu ori. Eu am dat un consiliu să prezint oameni buni. Eu vă spun că după cât am înțeles, cât timp să și cât ai de zile de eu am un consiliu de ce este oameni buni. Băi, să nu stă și eu, după ce nu se deschidrește. Cine sunt membri comisiei? Nu vii și vii azi documente, nu vii și mă puneți la chitură, formă dispoare, ca să mă dispoare. Se propune de a anula până la prezentarea tuturor actelor. Asta e votat. Care suntem pro? Dar asta la următorul, dacă iar el atac cu cerere, dacă trebuie să obligăm să vii cu tot pachetul. Dar trebuie să credeți la protestul. Următoarea cerere de la urmăm să sfârșim următoarea. Am auzit și atins la consiliu și să pune problema asta. Dar eu n-am fost gătit să vin la asta. Păi din 2015 bună ziua, am vreo 520 de hectare pe rămâne de pământ și vreau să îmi fac bazin? Nu bazin. Irigație. Irigație. Conform deciziei
constatate de către pompier, cauza incendiului este nu un incident cauzat de ceva extern, decât de însuși proprietari. Din cauza că a fost o problemă la sol. Că au fost cunoașteți cunoașteți atunci ajutorul material mai greu să scoate. Dacă se întrezeagă, dacă nu se întrezeagă, decizia este următoare. Să punem la vot dacă se respinge cererea lor. Dar vedeți că noi ia ca de 5 întrebări. Doamna primar, doamna contabilă, avem noi așa o rezervă, un fond pentru cazuri excepționale? Doamna contabilă, avem așa un fond noi pentru cazuri excepționale? Rezervă. Rezervă este. Cata, are la noi în soldul disponibil, au rămas 38.000. Dar banii noștri care au fost la primărie s-au terminat. La care au fost 64.000 pentru a grădinite. Până mai găsuri din banii lor. Nu. Ia că eu v-am întrebat. Avem ori n-avem? Eu v-am adorit. N-avem. Eu pe lungă. Nu. Ziceți clar, fără nici o... ca să știi. Da, da, că... Fiindcă... Da, da, că... Apoi ia că de lungă. Da, 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 adică... Ar, era bine să contribuim. Dar... Veniți-o, poate să ne... Să schimbă cu locul. Nu, 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 hai, nu, nu. Băi, eu propun motorul. Da, da, da. Eu și trai unul în timp. Doamna, trece, trece. Apoi, da, pe chestie. Apoi, nu rezolva, da? Nu, eu vreau să aud. Ați spus. În baza legală, îți permite? În baza legală, îți permite, nu. Nu îți permite. Atent. Atent. Nu, eu... Eu vreau să știu. Dar eu am vrut să știu. Voi economii de undeva. Noi ieri la ședința comisiei, acolo era ajutor material și o familie cere. Noi ca banii de la consilier, care pe ședință, noi am donație. Și adică era să alegem ori David, ori alt, o familie vulnerabilă. 2500 de lei acolo, copii. Pentru domnul David, care acolo n-are nici n-are ce faci cu 2000, da. Am socotit pentru familia care e vulnerabilă, aici 2000 ori să fie pentru alimente mult mai necesare. Situații. Noi socotim banii ăștia ori să fie mult mai buni pentru ca alimentele ești săraci decât casa să o construiești 2000 nu rezolvă nimic. Mai bine să fie folos 100% la ăștia când au alimente decât acolo. Adică nu, părerea noastră asta a fost. Stați puțin, doamna Zasmin, noi putem să găsim măcar o sumă cât de cât... Ajutoarele sunt soldul disponibil, care nu-l avem? Nu, familia n-a venit, am ajutat. Da. Cât? Nu, doamnă, da, aici s-a îndincă și am 2100 de lei. Am o spune că n-am și eu. Ia-mi așa. 2500, eu propun 2500. Pune la vot. Care, da, dacă nu... Din buzdarul personală, da. Dacă eu pune la vot în propunerea mea și gata, treci. Ce te-a întrebat? Daniel Vincel, sunt pusta ta. Asta stă n-am pus vreo... Lasă și ei, putea și ei. 2500, sursa. Sursa s-a apreciat. A fost scris. Sursa. Să pune la vot decizia de a... Nu decizia, de rog. Să pune propunerea mea. Să pune la vot propunerea domnului Breacu de a oferi 2500 de lei. Din contul lui Breacu, ne? Ion. Faci de tare. Dar cum? Dar de unde? Dar cum vrea de unde, nu? Dar de unde vrei numă, măi? Număr vot, treci, nu treci, și tii? Noi am votat. Nu,
frumos, dar pentru mine mă interesează care sunt. Dar e mică suma asta, cum fost? De 20.000 de lei. Mică suma. Nu, dar ce faci? Eu nu mai fac spune. Nu, mai nu, 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 hai, doamne, că eu... Da, tu-i pe mașină, care... Da, e gata. S-a fost să-i rău, de pe tăi, gata. Nu mai... Acum, mă, nu 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 mă, Și vă fac pentru dacă nu e nachetul. Dar cine cheltuie nachetul? Ia să te șemă la cine cheltuie. Ne-am ținut până și ele. Ne-am obținut până și ele. Vă spun toată că mâna. Unde e unde era? Dar fie prima care va cea la vulnerază. Doamna Zasmicu, doresc la slovă. Din tălare. S-a luat în urmă. S-a luat în urmă. S-a luat în urmă. Mai ne obținem test. Și propriem, da. Pui doamna primașcu, doamna contabil șef, găsesc vreo sumă să noi suntem pentru. Doamna pentru. Să vă mulțumim pentru vizionare!